Salut, sunt Vlad Bills. Vă uitați la High Life. Salutare tuturor și bine ați venit la High Life Podcast, episodul 2. Sunt Vlad Bills și astăzi o să vorbim cu Teodora despre pastile și medicamente, despre Xanax, despre diazepam, despre somnifere, despre cipralex și despre alte pastile pe care le-ați auzit în clipurile de la trepări. Și am zis hai să avem și discuția asta ca să știe și copiii de ce să se ferească. Teodora este psihiatru pentru copii, e așa? Da. Ok. Și eu am zis să fac podcastul ăsta și ca să normalizăm puțin și mersul la psihiatru, pentru că am mai auzit discuții cu oamenii care spuneau bă, doar nu ești nebun să te duci la psihiatru, că te duci la psiholog. E așa vedeau diferența dintre psiholog și psihiatru, că dacă nu ești nebun, te duci la psiholog. Mie nu mi se pare că o persoană e nebună și dacă merge la, la psihiatrie, pentru că poate are nevoie de medicamentație, poate are stări depresive, poate are stări anxioase poate nu doarme bine noaptea și are nevoie de niște somnifere ca să poată să doarmă, să se ducă dimineață la muncă, să fie odihnit, să producă bani, să fie un om normal în societate și cu depresia la fel. Dacă are depresie mare, poate nu se ridică din pas să meargă la muncă, să fie o persoană productivă și are nevoie de antidepresive, de anxiolitice și de alte medicamente. Da, cred că unul dintre motivele pentru care oamenii continuă să consume e tocmai asta. Ca o problemă și caută cumva să se automedicheze. Eu de asta am și acceptat să vin să vorbesc cu tine, pentru că mi se pare că mesajul pe care vrei să-l transmiți e important, e un mesaj nobil. M-am luat cu tine în vorbă de la videoclipul tău cu Speed. Amfetamina, pe cocaina săracilor, da. speed cocaina săracilor. Da, în care ziceai că pentru cei cu ADHD nu este altă soluție decât speed, pentru că în România nu ar fi medicamente da, legale. Da, la altceva. Nu. No. Și m-am gândit că dacă tu nu știi chestia asta, probabil că foarte mulți cărora chiar le-ar trebui nu știu și ar fi bine cineva să spună că sunt. Sunt chiar mai multe feluri. Ok, interesant, spune-ne. Așa. Da, cum să zic, drumul către ele trece tot pe la psihiatru. 100% de acord. Și cred că ca să ajungi la psihiatru nu e suficient doar să îți trebuiască medicamente. Dacă nu mai mers acolo până acum, poate că ai vreo frică. Și mi-ar plăcea poate să adresăm cumva fricile astea. Că mă gândesc foarte mult la stigmă. Foarte mulți oameni, acum ai zis și tu, zic că dacă mergi la psihiatru ești nebun. Dacă mergi la psihiatru poate că ești slab de înger, ai un caracter slab. Nu vrei să fii văzut ieșind de la psihiatru, nu vrei să vezi numele tău pe un act oficial de psihiatrie. Pe o, re pe o rețetă care să te ajute în viață la un moment dat. Pentru că eu am avut și episoade de anxietate, am avut și episoade de, de, de depresie, am avut și episoade când aveam probleme cu somnul și... Da, o, o, să, o, să, o, să, o să fac o mică paranteză la somnifere și ne întoarcem la cocaina pentru săraci mai, mai încolo puțin. Mm -hmm. uh, mie ce mi-au plăcut cel mai mult din aceste medicamente, care trebuie să spun că se iau doar sub îndrumarea unui medic și doar pe prescripție medicală, nu cumpărăm Xanax de la băieții din cartier pe 50 de lei folia sau cu cât se dă. Never ever așa ceva. Eu am avut probleme cu somnul și am încercat să iau melatonină de la farmacie care se dă fără prescripție medicală și era pistol cu apă. Am luat și de aia de 3 mg, am luat și de aia de 5 mg, am luat două, adică 10 mg. Am luat 3, adică 15 mg și era pistol cu apă, nu adormeam de la așa ceva, mă culcam la 4 noaptea, mă trezeam la prânz. După care, când am fost la psihiatrie și mi s-au dat uh, somnifere Mirzaten, bă, altceva, altceva, era melatonină pe steroizi, au dus melatonina la Cernobâl cu uh, uh -huh. uh, somniferele alea, dacă luam o pastilă întreagă din aia roz de Mirzaten, dormeam... Nu că 8 ore, mă trezeam, închideam alarma de la telefon și mă culcam la loc, după care am început să iau jumate ca să mă trezesc totuși la timp și am zis, bă, cât de ușor e față de melatonină, cât, cât de, cât de ușor e, nu-ți mai pasă dacă e frig în cameră, dacă e cald, dacă ai mâncat, dacă n-ai mâncat, dacă ai băut 6 cafele ziua aia, dacă n-ai băut, dacă ai foarte multe gânduri în cap care nu te lasă să dormi, efectiv adormi, îți dai shutdown, de la somnifere și la cât de ușor e, după aia e greu să te mai lași pentru că vrei doar așa să iei ceva și în 20 de minute. Mm -hmm. Asta voiam să zic că melatonina e pur și simplu hormon de somn, pur și simplu face să-ți fie somn. Și eu cred că ție ți era somn, doar că aveai altele pe cap din cauza cărora nu puteai să dormi. Și atunci pentru chestiile alea chiar merită să mergi la psihiatru. Bine, foarte multe dintre ele se pot rezolva și pur și simplu că dormi. Că atunci când ești odihnit, deja altfel faci față stresului, de exemplu, stres care poate nu te-ar lăsa altfel să dormi. Deci, Gândurile cumva, din cap. Da, e un fel de cerc vicios pe care poți să-l întrerup dormind. Doar că, na, din cauza gândurilor multe rup, din cap nu poți să dormi. Și atunci, prinde bine să iei un somnifer, nu zic nu, îl și cu îndrumare, probabil să mergi și la psihiatru, dar și la psiholog ca să te ajute pe bază de stres, de uh, stresul pe care îl ai în cap și gândurile care nu-ți dau pace ca să nu te mai bulverseze, să nu poți să dormi, adică să tratezi și Clar. cauza, nu doar efectul. Da, și te poate învăța tu felul de strategii prin care să te liniștești, să adormi. Te poate ajuta să înveți strategii prin care să-ți faci ordine în viață, ca, pur și simplu, să nu mai ai atâtea probleme la care să te gândești. Deci medicamentele nu sunt neapărat o soluție magică cum pocnești din degete, trebuie să rezolvi și sursa lor, ceea ce te face să nu dormi da. sau te face să fii anxios sau depresiv. Și no, chiar dacă ar fi o chestie din asta magică și gata, ți-o rezolva problema, mai e greu de crezut că o să funcționeze chiar la oricine, orice și chiar e nevoie de medic să supravegheze, să nu fie efecte adverse și ale alea. alea. Nu. No. Dacă să ajung la medic, trebuie să nu-ți fie frică de asta. Și cred că e o problemă din asta legată de cultura noastră, e o problemă sistemică legată de societate, că nu ai vrea să recunoști că ai nevoie. Și atunci, eu m-aș bucura ca, după discuția asta, cumva să încercăm să normalizăm orice ține de partea asta, de, să zicem, tulburări mentale da, și anxietate. Și dacă. Ai anxietate, asta nu înseamnă că ești fricos. Pur și simplu e viața grea, îi stres peste tot. Cumva are sens să ai anxietate pentru că lumea în care trăim nu e neapărat prietenoasă. Acum, frica în sine, frica în sine e o emoție utilă pentru că te ferește de pericole devine o problemă și zicem anxietate doar atunci când, în loc să te țină departe doar de pericole, te ține departe și de lucrurile care sunt importante pentru tine și efectiv îți face viața grea. Atunci merită adresată. Și dacă mergi la psihiatru, cel mai probabil mai întâi o să te trimită la psihoterapie, presupunând că nu ești foarte grav și dacă ești foarte grav și efectiv nu poate psihoterapeutul să vorbească cu tine, o să-ți dea medicamente, dar altfel cam asta e drumul. Dacă ești foarte grav, adică să ai o anxietate, să-ți fie frică să ieși din casă, să nu te lovească mașina sau să nu dormi da, nopțile. E, efectiv, să nu poți să ajungi la psihoterapeut sau să mergi la psihoterapeut și nu poți să te concentrezi la ce vorbești, că ești super perpanicos și... Și te disociezi puțin și rămâi în capul tău din frică, dintr-un instinct de conservare. Dar da, e pentru eu... tău, psihoterapeut. Da, și cam orice ar încerca să trească, scoate de la tine, nu reușește, pentru că tu te duci acolo și atunci, da e bine să... O, și alt lucru util la care e bun psihiatru e să-ți evalueze parcursul. Să vadă cum ești. ai putea chiar la un moment dat, tu fiind obișnuit să fii atât de anxios, să nu-ți dai seama că de fapt încă ai probleme. Și te duci și vezi cum e. Și de obicei anxietatea... De obicei, anxietatea e mai mult în capul nostru, Adică multe din fricile noastre nu sunt ceea ce par. Noi ne temem de lucruri care nu se întâmplă niciodată. Ne facem scenarii imaginare. Eu le spun asta oamenilor când se gândesc, bă, vreau să mă apuc prima oară de stand-up, dar ei se gândesc că o să-i huiduie mulțimea, că o să arunce cu roșii în ei ca în filme, că o să, că o să facă buuuu și... Nu asta se întâmplă. Când te apuci pe oare de stand-up, lumea te apreciază pentru faptul că ai un curaj pe care ei nu îl au, nu te respinge nimeni, nu te mănâncă nimeni, nici dacă uiți glumele, nu aruncă nimeni cu roșii în tine. Poți să scoți telefonul, să citești glumele și oamenii apreciază pentru că își dau seama ce înseamnă să ai emoții. Știi, apropo de asta, are fel o glumă care zice că frica numărul unu a majorității oamenilor e vorbitul în public, ceea ce înseamnă că majoritatea dintre voi ar -ți prefera să fiți în secret decât aici, în locul meu pe scenă. Da, am, am, am văzut asta, am cunoscut oameni care făceau lucruri mai riscante. Decât asta, se cățărau pe stânci, făceau box, își puneau viața în pericol în diverse situații, dar aveau frica asta de, 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 de respinge, ca să spunem așa, când vorbeau în fața mulțimii. Mm -hmm. Da, e, e un um, butonul ăsta de frică și activează exact acelea răspunsuri pe care le-ar activa, nu știu, dacă ar fi în spatele lor un urs și trebuie să lupte pentru supraviețuire și să fugă și... Da, din fuga asta vine comportamentul de evitare. Și foarte mulți oameni ratează multe șanse din cauza fricii astea și evitării. Pentru că nu o să se apuce niciodată de stand-up sau nu o să vorbească cu fata de care le place sau nu o să aplice la job ăla sau uh, nu o, -o să-și încerce norocul sau nu o să se apuce de un sport de contact sau de schi sau de alte lucruri pentru că le e frică să nu se rănească, să se accidenteze, să nu fie respinși, să nu eșueze. Nu, te vezi, eu lucrez cu copii și foarte mulți dintre ei au anxietate de asta legată de performanța școlară. Și învață și deși știu din cauza fricii nu mai pot să spună ce știu sau să se concentreze și să scrie ceva coerent. Efectiv, le scade performanța doar pentru că le e frică. Crezi că copiii se nasc cu anxietate sau cu depresie sau cu stări de genul sau le moștenesc din familie pe parcurs? Se nasc cu emoțiile astea de bază care ajută la supraviețuire. Uh, na, frica, ți-am zis, e util, te ține departe de pericole. Uh, na, ce zici că depresia? Asta ar fi un soi de tristețe, descurajare, reducere a activității, retragere? care îi util ca să nu investești energie în lucruri care nu ți aduc beneficii. Când încerci foarte mult un lucru și nu ți iese și nu ți iese, te deprimi și asta e ceva normal, e util. Și atunci, da, copiii se nasc cu astea. Dar atunci când lumea vorbește de anxietate, de depresie, se referă la o formă care deja nu mai e utilă, ci din potrivă încurcă. Și asta nu știu neapărat să spun dacă se moștenește, se dobândește. Există unele gene care cumva predispun și atunci se moștenesc. Mai poți să spui că se moștenește cumva învățând de la părinți strategii de, stea, de adaptare care probabil nu sunt neapărat utile. Nu știu, dacă... Mama ta e super anxioasă, când ești copil mic și încerci să descoperi lumea, ea se panichează că o să cazi. Vai tu să atunci... nu moare copilul, da, tu... să nu se rănească. Da, tu atunci bo, o să simți că ceva e, e rău acolo, deși probabil n-ai fi fost în pericol altfel și o să moștenești de la ea frică de asta să nu explorezi sau dacă părinții sunt violenți cu tine și te bat în familie, după aia o să fie frică de ceilalți oameni că s-ar putea să aibă același comportament, să ți fie frică când se Asta apropie. E next level. Adică ce poate să îți fac abuzul fizic a părinților îi ceva deosebit de grav și de fapt nici măcar nu trebuie să mergem atât de departe până la abuz fizic că totuși noi suntem într-o cultură care are pretenții de civilizație și chestia asta cumva nu e foarte tolerată dar până una altă abuz verbal în cape, de abuz emoțional nici nu mai vorbim, pare chiar ceva elegant dar Abuzul fizic este prezent. Eu, eu când am făcut nu seria nu. Cu, cu High Life, o grămadă de copii mi-au, de bine de copii, de oameni care au ajuns adulți, mi-a povestit de copilăria da. lor: că și părinții lor vedeau Clar. asta ca o formă de educație, și în urbanul mic, și în rural. Faptul că avem pretenții de societate nu înseamnă că se conformează cu realitatea palpabilă. Cred că nu există zi în care să nu întâlnesc copiii care cumva disciplinați cu bătaie educați educație, educați. rupt, no, ruptă din rai pe de o parte și pe de cealaltă parte mai sunt copii care au părinți care efectiv nu pot să-și controleze emoțiile și își bat copiii pe bune din furie da, mai nu au mecanisme de coping no, și da, genul ăsta de traume Lasă, cumva, copilul și viitorul adult foarte vulnerabil la stresul vieții. Îi... E... Intens. Îi blochează și relațiile interumane, faptul că merge cu o anumită reticență în societate față de colegii de muncă, colegii de școală, ceilalți adulți, partenerul de cuplu de, din frica violenței și a respingerii? Și... Poate chiar și dacă nu-i frică de violență, aia de respingere se poate să fie oricum, dar un copil care e bătut de părinți, cumva internalizează în sine un mesaj care nu i favorabil stimei de sine. Adică dacă te bat părinții, tu ce poți să înțelegi? Că părinții tăi îți căcat? Ceea ce nu e util să crezi asta. Sau părinții că tu zicăcat, ești greșit ca om. Sau că tu ești greșit ca om. Și atunci, dacă tu ești greșit ca om, nu meriți ca oamenii să se comporte frumos cu tine. Nu meriți să ai un iubit, iubită, care să te iubească fără bătaie, fără abuz. Ajungi și crezi lucrurile astea despre tine. Sau că meriți să fii respins în continuare și că respingerea e ceva normal. Da. Sau poți să ajungi chiar să vezi respingerea acolo unde nu e neapărat o respingere, ci pur și simplu să interpretești tu lucruri din astea neutre ca fiind negative, tu fiind cumva pregătit de viața ta de până acolo și mereu în gardă. De acord Exagerezi cu tine. să te aperi. Eu, eu nu cred că e ceva bun să îți bați copilul, adică nu cred că e o formă de educație, mai mult îl traumatizezi și când ajunge mare o să aibă o anxietate majoră și o să recurgă la droguri, la tot felul de lucruri, la băutură ca să își stăpânească anxietatea. Când începusem în noi discuția aia despre speed, cumva mi-a devenit cumva super Important să explic ce e aia ADHD și cum, din diferența asta, pentru că n-aș putea să zic că ADHD-ul e o boală, e o diferență. Din diferența asta se naște efectiv patologia psihiatrică de care spui tu. Pentru că e greu, tu fiind ADHD, este să trăiești într-o lume care e făcută de neurotipici pentru neurotipici. Trebuie să te ridici la standardele lor și atunci personalitatea ta are mult de suferit. atunci, da, cum zici tu, frică de respingere. Asta e ceva, te-ai întâlnit, anxietate, părere proastă despre tine. Care e diferența dintre ADHD și dificultăți de concentrare? Pentru că acum, în perioada asta cu TikTok-ul, și cât mai scurt, da. cât mai repede, toată lumea, cât are o problemă de concentrare, nu mai vrea nimeni să citească texte atâtea pe, pe Facebook sau să urmărească clipuri foarte lungi, și se vrea pe repede înainte. Mai cu. Sunt mai multe diferențe. Odată cu ADHD-ul te naști. În probleme de concentrare, așa pe care ți le iei din prăjală de la TikTok sau din stres, din viață grea, din, nu știu, anxietate, depresie, cu asta nu te naști. No. Pe de altă parte, lucrurile astea dobândite îți trec și poți să spui clar că îți un dezavantaj. Acolo îi ceva ce te, te trage înapoi. E o consecință negativă a stilului tău de viață, să zicem, sau, nu știu, poate nu neapărat, nu vreau să sune de parcă ar fi cumva vina ta când zic stil de viață, ci vreau să spun mai degrabă contextul în contextul în, care ai fost până acum și te-au ajuns unde ești. A, atenția de hd nu consider neapărat că ar fi într-un fel deficitară. Știu că D-ul ăla, după primul A, asta ar spune că e un deficit, dar mai degrabă reflectă felul în care ei se descurcă în societatea asta, despre care spuneam că nu-i neapărat făcută pentru ei și nu-i nici chiar pregătită să-i accepte. Ce ar trebui să facă un om care nu are răbdare în viața de zi cu zi? Ar trebui să fumeze iarbă, să ia calmante, să ia medicamente. Mai, ți depinde de ce nu are răbdare. Depinde de ce dacă zici că lucrurile astea merită umbla la stilul de viață, dar oricum și dacă asta era felul lui original de a fi, tot merită să facă mici ajustări, să vadă cum poate să se ferească de stres, să mănânce sănătos, să doarmă cât trebuie, să se hidrateze, să ale alea. alea. Dacă e mereu agitat și dă mereu skip la, clip, la clipurile pe YouTube și nu are răbdare să-l urmărească până la final și de skip, 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 skip. Genul de om care nu citește cartea, dar a văzut filmul sau care uh, nu, are, nu are răbdare până la capăt. Poate anticipează ce vrea să spună ceilalți oameni și zic, bă, n-am cum să interup pe oameni, o să mă duc pe filmul meu până termină ei de vorbit, mai pentru că nu au răbdare să asculte până la final. Are ceva de pierdut din chestia asta? Din ce? Din faptul că nu are răbdare? Da. Uh, lucrurile, lucrurile în viață vin cu foarte mult efort și se construiesc pe termen lung majoritatea lucrurilor bune. Cred că da, cred că n-ai de pierdut pentru că nimic nu vine bătând din palme și un business îl construiești în timp și o relație și o carieră. Deci tu zici așa de genul de om care nu neapărat e dispus să depună efort pentru recompense de astea care ar veni pe termen lung. Da. Okay. asta ar putea într-adevăr să sunea deficit de dopamină cum se cuvintele de genul care ne duc cu gândul la substanțe <laughs> și uh, da, știi că dopamina e hormonul ăsta care îți dă recompensă dacă e mult prea puțin atunci ai nevoie cumva să îți faci rost și îți cauți stimulare ceea ce mă face să cred că asta ar fi explicația pentru de ce nu ai răbdare să te uiți la tot clipul de la YouTube, că nu e suficient de stimulant pentru tine, îți trebuie o distracție, îți trebuie o, permanent ceva să-ți să dea niște dopamină. Sanax o provoacă dopamină în creier dacă îl iei cu alcool? Mm chiar și fără îți aduce orice încerc să înțeleg de ce iau dintre... trepări Xanax și sute de milioane de americani îți, îți provoacă ceva am luat o singură dată un Xanax cu o bere și nu mi-a făcut nimic cam, A fost cam toate drogurile asfac. astea care îți aduc plăcere și îți dau după dependență îți crezi dopamina C tocmai de asta cumva ești interesat să mai iei pentru că acolo e ceva rewarding îi o recompensă îți place mai vrei Acum, strict, în... Xanax cu alcool, asta e o combinație care îți aduce ce îți aduce alcoolul, dar cumva mult mai rapid și mai intens, fără să-ți provoace neapărat așa mare daun din asta pe echilibru, deși oricum îți afectează echilibru. De ce e mai obeție și... mai puternică Xanaxul cu alcoolul? Da, risca prostul. Ok, nu, nu mi s-a întâmplat, dar poate am luat prea puțin, că am luat doar un Xanax cu o bere, n-a fost. Ce nu mai luat? <laughs> păi am luat o singură dată, a fost nașpa, n-am simțit nimic și am zis, ce-i prostia asta, mai bine fumam un cui, de ce de ce iau o trepări așa ceva? Eu am mai zis chestia asta, um, la fiecare poate să-i diferit. Nu știu cum ți dă alcoolul în general, dar ideea e că... Um, benzodiazepinele și alcoolul funcționează pe aceiași receptor cerebral și atunci cumva de asta se și potențiază efectul lor. De asta nici n-ar trebui combinate vreodată pentru că nu, ai auzit de coma alcoolică, mi se pare crește riscul foarte mult și ai auzit de destui morți. De la supradoze de lin, toxin, xanax. Da, da nu, iarăși și linu, ai bază de codeină și cumva e tot așa, e downer, tot deprimă, tot sistemul nervos. Și e același risc. E riscul că gata, o să adormi, nu o să te mai trezești. Deci ce tranquilizant și se codeina. să respirația, da. Nu e ca amfetamina să te ridice, să te agite. Codeina e așa, mai mult să te amorțească pe interior și trepări o iau cu sprite. Da. Cu sprite, cu... De, de la cum le zice cu de, pe vie. de struguri da. e ceva mov acolo struguri, ca să da. fie mov linul la, la, la trepări și am văzut că se propagă asta în muzică și că sunt și copii de nu știu 15-16 ani care se aduc la festivale de astea cum e Beach please și na da, sunt niște, niște copii până la urmă care primești genul ăsta de mesaje cu asta e cultura Xanax deschide da. într-una rana cum avea Ian piesaia. aia da, uite că ai zis de rană mm. Ai zis de traume din copilărie Dacă ai traumele astea din copilărie poți să ai mereu o, o hipervigilență, adică tu mereu să fii în gardă, să fii atent la ce se întâmplă în jur și asta îți strică atenția foarte mult. Gen, mereu să fii în gardă, orice se mișcă pe tine, să te activeze, te sperie. Da, ai nevoie de ceva să, să te aducă jos, să te calmeze, să-ți să, să mai șteargă din aule aule ce se întâmplă iar și chestiile astea de opiace îți mai dau și așa un, o, un sentiment de de iubire și atunci cine nu neapărat o a avut parte sau a avut parte la modul toxic sunt un fel de extazii mai slab nu pe în primul rând că extazii apăr ok pe când OPAC le sunt downer ok Înțeleg de ce ai zis asta, că ți-am spus despre iubire și că da, extăziu pe acolo cu empatia, cu alea alea, dar dacă îi să auzi despre experiența oamenilor care consumă opiacee, mulți o să spună că se simte așa ca și atunci când știa mama în brațe. Se simte o căldură, o liniște, o pace, brusc nu mai contează problemele. Bine, acum chestia asta cu nu mai contează problemele e un motiv foarte important pentru consumul în general de droguri. Nimeni nu consumă droguri pentru că ar vrea să aibă mai multe probleme. Ar vrea să uite din ele. Sau din curiozitate, încerci odată din curiozitate, dar la numărul 74 ai alt motiv decât curiozitatea pentru... Da, poate ai uitat și ai rămas curios. Da, am uitat și 73 de experiențe și acum suntem la numărul 74 și mai încercăm o dată. și pe lângă asta, tu n-ai mai consumat până atunci a 74-a oară. Trebuie să știi cum mai. Numărul ăsta cu 74 nu e, nu e neapărat aleatoriu, citise mai de mult o știre cu Eminem că Eminem, bine, americanii în general sunt tripați pe foarte multe pastile, sunt sute de milioane de oameni care își au uh, tot felul de medicamente pe prescripție medicală în SUA, aparent e mai ușor ca în România și acolo nu e o chestie de copii, și o chestie de adulți și Eminem era să moare undeva în 2007 de la Valium. Cine nu știe, Valium e diazepam pentru americani. ok, Și omul lase 75 de pastile într-o seară. Cu scobrea creațional? Da își crease o toleranță în timp tot luând ani de zile. El avea, Eminem avea o istorie în care mama lui era dependentă de pastile și îl hrănea și pe el când era copil cu pastile și în acești 30 de ani de viață i-a crescut toleranța atât de mult încât să ia 75 de valiumuri. Intens. Destul, destul de intens, mai ales că Eminem în 2007 era un om care avea zeci de milioane de dolari Avere, avea un copil de crescut, era faimos peste tot, avea deja hiturile alea cu chiki 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 slim, shady. Și oamenii se gândesc, dacă aș fi avut banii și faima lui Eminem, n-aș fi băgat nici măcar o bere de abia 75 de pastile de, de Valium. Nu e ca și când el s-a născut deja faimos, deja validat, deja iubit de toată lumea. Cu siguranță în timpul copilăriei lui o strâns destule etichete care l-au făcut cumva să simtă că nu i neapărat în locul potrivit și sentimentul ăsta să-l urmărească pe mai departe. Apropo de chestia asta, mi se pare cumva relevant ca oamenii să știe că toleranța îi cumva pentru efectul de bază pentru care oamenii consumă drogul. Doar că orice substanță are mai multe efecte, nu doar unul singur. Și um, la downer e efectul ăsta de deprimare a sistemului respirator. Adică, efectiv, îți scade respirația până când nu mai respiri. Și la asta nu faci toleranță. Și poți să consumi și să consumi din ce în ce mai mult, să strebească din ce în ce mai mult, pentru că la nivel... Psihic nu își mai face efectul cum își făcea cândva, doar că la nivel de respirație își face la fel și ajunge așa pe nebăgate de seamă să nu mai respiri. Poți crea o toleranță mai rapidă de la medicamente decât de la droguri? De la iarbă, de la, de la cox, de la speed, de la alte Când lucruri. Când zici medicamente, cumva se înțelege că le iei medicamentele sub pe rețetă, da. Păi da, și americanii tot pe rețetă le iau. Faptul că Eminem poate avea pe cineva care îi dădea cantități mai mari decât trebuia de, de valium. La fel ca Michael Jackson, că Michael Jackson tot de supradoză de la prea multe medicamente a da, murit și el. Deci, dacă o faci ca la carte, sub supraveghere. Și fără să-mi medicul? Ok? Nu, nu. Dar, altfel, oricum faci toleranța? Adică, nu contează dacă tu iei Sanaxul de la psihiatru sau ulei de pe stradă, tot la fel o să funcționeze. Dacă ești un om care bași Sanax ani de zile, ani de zile, 5 ani, 10 ani, la un moment dat nu-ți crește toleranța nu o să mai iau un Xanax odată că nu simt nimic iau două, după aia iau patru, după aia iau opt să crească mm -hmm. exponențial odată mm -hmm. cu trecerea timpului și fără Xanax a, a, asta e o, o problemă la droguri în general că în momentul în care nu mai iei tot ce ți-a dat ele bun iau înapoi cu dobândă dobândă mare și când deja consum de atât de mult timp și toleranța lui e atât de mare, în momentul în care nu mai consumi, te simți îngrozitor. Adică, dacă ești de sana, știi că de sana se gândești că e anxiolitic. Deci nu doar că o să ai anxietate, o să fie ultra super mare anxietatea aia, o să ai și depresie, somn... Nu prea. Așa, la dacă modul ai Anxietatea asta, colții anxietății, stând undeva în cea ta când vrei să dormi? Și, și. dacă. Sincer, cred că și dacă n-ai mai avea anxietate, tot n-ai putea să dormi după. când ești sevrat de la Sanax. Deși nu pot să-mi imaginez cum ar fi asta, dar ipotetic vorbind, tot n-ai putea să dormi, și efectiv n-ar mai fi somn în tine, n-ar exista. Deci când cineva merge la psihiatru și se prescriu medicamente, astea nu sunt lifetime, eu îți prescriu acum niște pastile magice pe care tu o să le iei toată viața. La un moment dat o să trebuiască să te faci bine cu traumele pe care le ai și să renunți la medicamentația pe care ți-o dă. Adică faptul că un psihiatru îți prescrie nu știu, diazepam, pentru că tu chiar ai nevoie de el, nu înseamnă că o să-l iei 30 de ani de acum încolo teoretic, știi, asta e o discuție așa mai fină. În primul rând că nu o să-ți permită medicul să iei 74 de sanaxuri, nu o să se întâmple chestia asta și chiar se poate întâmpla că dacă tu ai nevoie să iei zi de zi toată viața ta, chiar să iei zi de zi toată viața ta, dacă asta îți face viața mai bună cu riscul de dependenței, ai, adică nu știu dacă ai azm și iei tratament pentru azm și fără azm ți rău și poate chiar mori. E o problemă că ești dependent de tratamentul pentru azm? Dar nu se crească toleranța la azm să bagi 13 peiuri deodată? Nu chiar atât de grav. Și dacă s-ar întâmpla... N-ar lăsa medicul să se ajungă acolo. Dacă nu-și mai face tratamentul, efectul și există într-adevăr riscul ăsta nu o să lase niciodată se depășească doza care îi sigură. Mai degrabă o să-ți schimbe pe alt tratament. O să-ți dea alte medicamente ca să ne înlocuiască pe alea la care da. ți-ai făcut o toleranță da. și o să umble la altceva ca să nu se ajungă da. acolo și în timp o să-ți da. cadă toleranța pe receptor da. la ce ai luat înainte de medicamentul respectiv. Da. Dar cred că cui e teamă de genul ăsta de toleranță la medicamente n-ar trebui neapărat să fie în pericol de dependență de droguri de pe stradă, adică cu aceeași precauție ar trebui să le ia și pe alea. Doar că la drogurile de pe stradă, pe lângă pericolul dependenței, nu știu, pe lângă pericolul toleranței, îi pericol în ele însele că nu știi ce îs, pe unde au fost, ce în ele, care e faza cu ele în general. Deci mai bine mergi la un consult dacă ai anxietate sau depresie decât să iei MDMA și COX și alte lucruri și o să ți, și o să ți se, se, se prescrie ceva ok dacă chiar ai nevoie de el în adevăratul sens da. și, ce, și ceva legal și sub îndrumarea unui medic care nu te lasă să iei 20 de pastile deodată. Da. Și acum uite că ai zis de MD. Cred că știi că se fac tot felul de studii care caută să folosească MD mai ales pe chestii de astea de traumă că tot ai zis de traumă. Ce ți îți imaginezi că MDU-ul ăla e super controlat, adică de pe stradă când iei, n-ai niciun fel de garanție că pe lângă ăla nu e și random o travă. Bine, acum când zic chestia asta, nu aș vrea să cad în genul ăla de discurs care demonizează drogurile. Dar, pe bune, uneori se întâmplă să fie lucruri care se, chiar, chiar sunt o travă. Ca să simți că te spargi. Că te Corect. sparge o travă. Corect. În pastilele de extăzi nu se găsește numai MDMA, se găsește și alte lucruri care n-ar trebui să fie acolo da. în mod normal. Nu e doar MDMA da. cu colorant alimentar. Da. No, adică oamenii vezi că se îngrijorează că au niște mucegai pe pâine. Dar nu și imaginează <laughs> pe unde au stat chestiile care le trag pe nas. No, că zici că cox. Ar fi bine să fie cox, dar mă îndoiesc că ăla e doar cox apoi și dacă ar fi cox până să ajungă la tine prin ce-o trecut. Cine știe prin ce fel de intestine au fi stat pe avion pe ruta de Spania România până să ajungă la destinație cox-ul ăla. Nu, no. hai să... Nu, no. Dar e foarte posibil, de cele au fost mai De cele mai multe ori nu-i doar cox. Tot felul de chestii se înmulțească apoi mai e problemă că te prinzi că e slab atunci ce poate să plenară, facă? Că te duci la baie imediat după și te gândești poate e cafeina acolo, că și de la cafea mi se întâmplă același lucru să nu mă duc la baie tre trebuie să te gândești e dubios ce e aici și atunci cumva ca să combată genul ăsta de îndoieli dealerii pun pe lângă chestia cu care înmulțesc și ceva care să producă un efect similar. Capină, capină super cox. periculos, apropo de cox, se pună silină, știi? Că oamenii Ca zic, a, am urțit, o amorțit O amorțit. pun silină, dacă treaci pe nas silină, poți să faci infarct. Bine, că și de la cox pur și simplu poți să faci infarct. Da, și dacă e prea tare, la fel poți să faci infarct. No. Uh, sau mai e o chestie... Știi, cum ai zis, că coxul amorțește, prin urmare îs unii care se farmă sticlă, de exemplu, și uh, din tăieturile alea micuțe se absorbe coxul mult mai repede și îți dă impresia că e puternic, e concentrat. Am nu observat? simți că te taie pentru că te amorțește. Okay. Simți doar, hai, brusc. Ce, ce am văzut eu cu, cu, coxul ca să te spargă mai tare, am văzut oameni care fumează crack crack cocaine, că aveam și o glumă la stand pe chestia asta, că nu există pătură de mijloc la crack, există două tipuri de crack, crack amfetamina care e pentru ultimii săraci și crack cocaina pentru care sunt pentru oamenii care nu au ce face cu banii pentru că se consumă mai repede decât cocaina normală și se face cu bicarbonat și se fumează. Și nu numai geanchiștii fumează așa ceva, când, când ajungi să-ți crească prea mult toleranța de la cox, da. fumezi crack. Da, dea tare și intens, rapid. Da, și fumabil. Cam orice chestie care îi fumată, ți ajunge la creier mai rapid decât pe orice altă cale, pentru că suprafața de absorție la nivel de plămâni e mult mai mare. Ok. Și e și mai aproape când fumezi, pentru că e de gura aici, a creierul e aici. Chiar dacă se duce prin plămânii jos, se duce după aceea sus înapoi la creier. Nu? Eu, eu așa da. mă gândeam. Mergi la inimă și apoi da. Da, că trasul pe nas, practic, e la nasul mie, da. aici și aici e unde se absorbe aia e toată chestia. Ma, pe logica asta că e mai aproape de creier <laughs> ai putea să zici că pe nas ajunge, doar că da. uh, de, de la nas se absorbe în circulația în care oricum merge tot sângele ăsta de la nas și alea alea și merge prin circulația mare sistemică și abia apoi ajunge iar la inimă și spre creier și drumul cumva mai lung și între timp poate să treacă și pe la chestii de -astea de filtrare gen rinichi ficat drumul mai lung. E drumul mai lung, Dar nu așa pentru că, s-ar bloca de un os sau Sau ceva, ceva. locolește așa ca taximetriștii prin București. Eu vreau să ajung la creier, nu că mergem mai întâi pe la plămâni, pe la inimă, da. pe la rinic, dar eu vreau să ajung la creier. Am fost aici așa acum ne ducem în jos, vreau sus, vreau sus. Da. Interesantă discuția. Spuneai că există variante în România la... La amfetamină, la cocaina pentru săraci, nu sunt aderale, evident, nu, nu există aderal în România. Ce există ca alternative la amfetamine? Mă, dacă zici așa, trebuie să spui și pentru ce alternativă la amfetamină. Că alternativă, adică care e motivul pentru care oamenii consumă? Pentru, pentru deficitul de atenție ca să, îi, ca să îi ajute cu atenția, mă gândesc că la asta. Okay. A, și amfetamina se mai folosea și la pastile de slăbit. Dar na, pentru asta poți să-ți cură sau să faci altceva decât să i regenoane. No, dacă îi atenția, tu zici de eu din nou o să zic, dacă vrei îți și explic de ce insist că nu-i deficit dacă îi atenția ADHD-stă atunci există tratament special să o facă cumva mai um, utilă în contextul în care îți puși ADHD-știi în lumea noastră de zi cu zi și uh, îi face cumva mai uh, răbdători, mai atenți, la modul că nu se plictisesc așa ușor și poți să dai atenție pentru mai mult timp la un lucru. Uh, îi face mai calmi la modul în care nu se mai gândesc la foarte multe lucruri în același timp, ci își concentrează atenția pe ce treabă chiar au de făcut. Îi face mai calm la modul în care nu reacționează la fel de imediat, ci înainte să acționeze stau puțin, se gândesc, planific. Pentru ei există două feluri de tratamente, stimulente și non-stimulente. Astea care sunt non-stimulente își fac efectul mai lent. Pentru foarte mulți, mai ales dacă nu știți, să obișnuiți să se automedicheze cu speed, o să fie nesatisfăcător cumva, poate nici nu o să-și dea seama că își fac efect pentru că trebuie să treacă săptămâni până când chiar se întâmple ceva și fiind atât de lent ar putea să nu observe. Dar cealaltă alternativă e metilfenidatul, care e tot un soi de amfetamină, adică sunt cumva în aceeași familie și se numește concerta. Asta e un medicament special, e pe listă din aia de narcotice, nu o să-l obții decât de la specialiști care au niște caiete speciale de rețete din astea, care sunt și colorate diferit, și le primești în mai multe exemplare. Rămâne la medic unul, rămâne la tine, unul, rămâne la farmacie unul. Genul ăla de medicamente pentru care trebuie să ai rețetă ca să justifici că ei, pentru că altfel e ilegal. Și cine ți-l poate da, medicul psihiatru? Da, doar medicul psihiatru poate să inițieze tratamentul, adică să-ți dea pentru prima dată. Dar dacă, să zicem că nu știu, poate tu stai într-un oraș în care nu ți neapărat accesibil să ajungi la psihiatru, ai putea să ai șansa ca medicul de familie să aibă genul ăsta de caiet cu rețete speciale și ar putea chiar el să continue să-ți prescrie, să nu mai trebuiască să mergi la psihiatru din lună în lună. Wow, nu știam că medicul de familie poate să prescrie așa ceva, serios? Da, unii dintre ei pot să facă asta, dar, cum ziceam, trebuie inițiat de către psihiatru. Ok, deci trebuie să ajungă la psihiatru mai întâi și după aia la medicul de familie da. din Rădăuți, din Cocleni-Vale, din uh -huh. Doi Vânători. Da. da, dar dacă problemele de atenție ale omului nu sunt de-astea date de incompatibilitatea de neurotip și societate cum îi cazul ADHD. Atunci nu e foarte indicat să ia concerta, pentru că nu o să fie mai productiv, o să fie drogat. Adică în loc să stea să scrie, nu știu ce se urare de scris pentru facultate, o să-și numere părul de pe mână, nu știu, chestii de-astea sau pur și simplu o să disocieze, o să se simtă spart, o să fie greu să se concentreze la viață. Mie mi se pare șocant că te ajută să te concentrezi ceva ce te agită, adică de exemplu pe mine cafeaua, de exemplu, mă agită în continuu și nu mai am răbdare să stau pe scaun să urmăresc un clip, să fac treaba până la final, îmi vine să mă mișc în continuu mm -hmm. tocmai pentru că mă agită super tare, adică nu-mi dă să stau locului să fac ceva da, am mai zis-o. Oamenii sunt diferiți între ei și cam orice substanță poate să dea diferit de la om la om. Poate chiar și în același om, de la situație la situație poate să fie diferit. Și da, asta chestia asta cu te calmează amfetaminele poate fi folosită și, nu recomand, dar poate fi folosită ca un fel de test diagnostic. Adică dacă s-a întâmplat întâmplător, ai tras cândva în trecut și brusc în mintea ta s-a făcut liniște, adică dintre cele 500 de gânduri în același timp cu care erai obișnuit, nu mai ai, ai nicio, rămas nu. cu unul și trăiești așa, în aici, acum, nu te gândești la toate grijele la care te gândeai până acum, ci te gândești la ce faci cel mai probabil chiar ești de HD La oamenii obișnuiți, dacă trag speed, cred că știți ce se întâmplă, au extra energie, dansează, un pic de euforie. Nu, Cele nu mai au poftă bine? de mâncare și somn, dar nu o, de dă neapărat vorba. curaj. Da, asta și la DHD se întâmplă, le se mai taie poftă de mâncare. Da. Și nu-ți și nu dă neapărat curaj, doar o agitație și o stare de alertă. Eu asta am remarcat la Spidul din România, că e doar agitație și stare de alertă. Coxul mai mult am observat că dă genul ăla de tupeu, gen sunt regele lumii, o să dărâm clubul ăsta și o să-l construiesc la loc. Mi se pare amuzant genul ăsta de express în Spidul din România. E amuzant, pentru că chiar nu știi ce e. Da, Cam orice Poate de pe stradă. Orice. Bine, nu știu, Sanaxul ăla înfoliat cumva are o care prestanță, ai putea chiar să... E dar colorat nu frumos, are aluminiu pe el, nu a putut să-l strice așa tare. Da, nu, dar în, în, rest, orice îi pe stradă... Și mai e încă o chestie. Ar putea să fie oameni să se gândească a, păi tu și mie o tras, le-o mers bine, au fost în regulă, o trebuie să-mi facă bine și mie, nu așa? Chiar nu poți să știi. Deci chiar nu poți să știi. Pentru că sunt oameni diferiți și au un psihic total diferit da. și o toleranță diferită. Da. Toleranța la substanța de bază e diferit cu ce s-a substanța de bază. Mentalitatea? Și asta. știi că Se discută acum apropo de psihedelice. <laughs> se care discută foarte mult de set and setting. Cam la orice substanță e important set and setting. De acord. Total de acord. No, că, și, ok, zici că ești adhd trebuie să te pregătești pentru un examen, ei concerta, dar dacă la tine în casă îi vraiște și tu ai, nu știu, 10 tovarăși la tine în casă care petrec, nu prea sunt șanse tu chiar să stai să înveți, să fim serioși. Mai degrabă te apuci, faci curat, ești cu tovară și îi dai cum din casă făcut. ca să înveți. E ca și nu, te nu deși... cred că o să se întâmple asta. Hai să fim serioși. No, o să petreci no. cu ei și o să uiți să înveți. și uite, Hai, vezi, asta cumva subliniază sublinează și importanța psihoterapiei în paralel cu tratamentul medicamentos. Pentru că, ok, ăștia de hash disk, o viață întreagă, tu ai trăit în felul adhd -ist. Pe tine nu te-a învățat nimeni să fii cu minte, să fii organizat, să fii ordonat. Doar pentru că tu iei concerta nu înseamnă că brusc o să înveți cum se face. Nu, doar ai posibilitatea să faci asta, dar ai nevoie cumva și de psihoterapie care chiar să te învețe cum să folosești acum nou fel în care îți funcționează creierul. Deci să te ajute să manageriezi lucrurile și să fă da. ordine la tine în cameră, fii ordonat. Normal că ești, dacă ai un morman de haine pe scaun, cred și eu în ce cu oricine trăiești. Nu, nu mai stai atât de mult cu anturaj, adică schimbări în viața ta care să-ți aducă niște rezultate ah. să nu mai fie nevoie da, de alte ești, lucruri. Ești deprimat și, ok, e antidepresive, dar tu ești într-o relație toxică, felul în care gândești, ok, bine, de la antidepresive, nu mai e la fel de negativ cum era când erai full on deprimat, dar dacă tu o viață întreagă ai avut genul ăla de mentalitate care te-a adus la depresie, doar pentru că ei antidepresive nu înseamnă că gata, tu de acum încolo gândești diferit. Nu, pentru că tu rămâi cu aceeași minte, doar creierul îți funcționează altfel. Și atunci, cumva, ai nevoie de ceva să-ți antreneze mintea să se schimbe. Și aia e psihoterapia ceea ce îți schimbă mintea? Să spunem. Pentru îți că dacă dă ai posibilitatea aia... să observi felul în care ești, să reflecti la viața ta de până acolo, să iei decizii diferite, să gândești diferit față, în legătură cu ce s-a întâmplat. Ok. Interesant. Eu, eu din ce am luat, n-am luat concerta până acum sau a, a, de genul ăsta de lucruri, ce am luat eu și mi-a scăzut nivelul de anxietate, am luat anxiar, ăla a fost bun pe partea de anxietate, l-am luat cu prescripție medicală, nu de pe stradă, ok? Bravo. Perfect, nici nu cred că se găsește pe stradă așa ceva. Hai, găsești orice pe stradă. Da, mai ales în București, da. Dar a, a trebuit să fac și niște schimbări în viață ca să-mi reduc doza de anxietate. Adică în momentul în mm -hmm. care, să zicem, faci un lucru de mai multe ori și îți dai seama că nu ți se confirmă niciodată scenariile negative din cap, doza de anxietate scade. Dacă faci stand-up de 100 de ori, scade doza. Dacă faci podcast dacă vorbești cu fete de 100 de ori, dacă te duci la box și vezi că nu-ți sparge antenorul nasul de 100 de ori, scade nivelul de Nu, vezi că de fapt nu chiar așa periculos. anxietate. Da. te gândești orice ai făcut când erai mic sau și acum dacă faci ceva, nu? și pentru mine acum că am venit aici, a fost prima dată când am venit aici, mi-a fost puțin frică. E ceva normal, că atunci când faci ceva cu care nu ești obișnuit, să fie frică, inițial. Poate a doua oară o să-ți fie mai puțin și a treia oară o să scapi. Bine, am scos numerele astea așa, din de nicăieri, le-am spus la întâmplare. Dar asta e adevărul. Cu cât faci mai mult din ceva ce se dovedește că nu e periculos, cu atât să-ți fie mai ușor. Totuși, asta nu e o rețetă din aia universală. Sunt unele lucruri care, chiar dacă nu sunt periculoase, dacă în timp trezesc o emoție foarte intensă, emoția aia în sine poate fi traumatizantă. Nu știu, să zicem că ție ți frică de câini, că te au mușcat de față când erai copil. Ai putea să spui că, a, uite, câinele ăsta drăguț, am să îl mângâi puțin și apoi brusc PTSD, te-ai traumatizat din nou. Deci, e cumva, trebuie făcut încetișor. Încurajez pe oricine să încerce pe con propriu. Mai întâi cu un câine mai hotără... mic care da. nu are cum să te muște din față, nu te duci și acum la, la maturitate, mă duc să mângâi un Doberman sau un ceau ceau ca să-mi Poate, să poate criterii, încerci mai întâi să vorbești despre câini, să te uiți la videoclipuri cu câini, să-ți imaginezi că ai merge. Și nu pui mâna direct pe el. Așa, la hingheri unde ușor. câinii stau în cușcă și nu pot să sară da pe să tine simt. să te muște. Mm. Depinde, depinde, că dacă îi vezi agitat, s-ar putea să ți se activeze frica aia ca o locuinele ăsta arată periculos, că vai, se văd doar câini cu botniță, ca să te asiguri că nu e așa da, periculos. Vezi, la, -te bun terapeutul, că el cumva ar trebui să fie foarte bine acordat la emoțiile tale și să-și dea seama dacă ceva ar putea să te înfricoșeze prea tare. Și atunci să nu, nu te lase să te expui la cine ai putea să duci. Dar te încurajează la lucrurile care se pot face, adică dacă te-a mușcat un câine în copilărie, nu o să te încurajeze terapeutul să eviți câinii toată viața. Da, da. O, să vadă să... cât poți, ce poți. Sau dacă, nu știu, te duci într-o țară străină și tu n-ai niciun prieten și vrei să-ți faci prieteni din colegii de muncă, nu o să te încurajeze un terapeut să bei alcool înainte să te duci să vorbești cu colegii de muncă, să-ți faci niște prieteni noi. Nu știu. Nu știu ce să spun. Eu, eu cred că nu. De ce, de ce ar face asta un psiholog? Bă, du-te și bea ceva și împrietenește după aia cu colegii de muncă. Nu cred că asta ar da ca sfaturi. Sunt foarte mulți psihoterapeuți care nu dau sfaturi. Care caută să vadă cum te poate ajuta să rezolvi singur probleme. Au încredere în tine că ești expertul vieții tale. Pot întreba cum ai rezolvat în trecut genul ăsta de problemă și dacă zici am băut puțin. Dacă ție ți se pare o idee bună să bei și acum puțin, ar putea să considere că e ceva benign. Și atunci chiar ai putea după psihoterapie să mergi cu planul ăsta că bei puțin și apoi ieși la întâlnire cu uh, colegii tăi noi. Da, dar el de obicei îți pune și alte întrebări, adică cum ai rezolvat în trecut? Bă, am băut 5 șaturi și m-am dus să vorbesc cu colegii de muncă, cu fata aia, cu cine mi-era mie teamă, dar după aia vine cu alte întrebări. Păi și te-a ajutat, așa dacă te uiți acum și te uiți undeva în sufletul tău și zici, băi, nu simt aceeași anxietate ca la început pentru că mi-am pus toată încrederea în băutura aia și nimic în mine și am rămas același și fără băutură am rămas același om ca la început pentru că n-am avut niciodată încredere în mine. Da, te vezi chestia asta chiar poate să deschidă o oportunitate către dependență de alcool. Corect. Na, adică orice consum trebuie să te întrebi de ce și dacă poți să faci chestia pe care ți-o aduce consumul altfel, caută să faci altfel. Da că dacă, nu știu nu te simți bine la petreceri, decât dacă bei, da, trebuie da, să te întrebi de ce care e faza de ce nu pot să mă simt în largul meu și dacă îți dai seama, gen tu afli răspunsul. De ce nu mă simt bine la Nu Îmi e frică de respingere, îmi e frică de abandon. Mă simt singur, simt că nu simt cum ar trebui să fie, că ar trebui să fiu sufletul și să fiu... Hei! Și tu ești foarte anxios și așa în colțul tău și nu prea vorbești. Ai găsit răspunsurile, dar asta nu schimbă detaliile problemei. Tu în continuare ești așa la prieteni, și la, la peteceri și ai răspunsuri uh -huh. monosilabice. Ai găsit răspunsurile de ce... Și acum ce? Vezi, e un început foarte bun, că măcar ești conștient de tine. De acum încolo, cumva devine o alegere. poți să continui cum ai făcut până acum, și mai ales dacă cunoști riscurile în care ești de dependență, de supradoz, de alea, alea, de, nu știu, te lași și realizezi că ți-ai distrus psihicul. Sau poți să alegi să faci diferit. Te duci, ceri ajutor. Nu, nu mai aștept ca foarte mulți oameni să poată singuri să se izoleze o vreme de ceea ce li se întâmplă, vreme în care să aibă timp să rezolve problemele care stau în spate singuri. Sigur, există și oameni care pot să facă asta, dar e nevoie de putere foarte mare și de încredere că nu o să fie în zadar, pentru că altfel ar putea să renunțe, să piardă progresul pe care l-au făcut. Deci să zică că nu o să meargă niciodată da, s-ar putea descuraja, de că e că cu adevărat e greu. Adică pentru cine are problemele astea pe care le-ai spus? Astea par probleme care s-au clădit cumva odată cu personalitatea omului. Da, cum, cum spuneai de copiii aceia care sunt bătuți de părinți și ajung da. la, la, psico, la da. psihoterapie. Sunt copii care nici măcar nu sunt duși la psihiatru. Pentru anxietatea aceea, adică zic părinții ce ești nebun să mergem la psihiatru și pe de o parte continuă să-i bată, adică continuă violența în familie, dar pe de altă parte nici nu îi duc la un specialist. Sau mai nu știu mai. Nu-mi place să vorbesc despre cel mai rău lucru, dar sunt într-adevăr părinți care sunt fie, cea mai rea în care poate să fie un părinte, genul care nu-i asumat și care atunci când vede că copilul suferă, nu se să recunoască că e din cauza lui, ci din potrivă o să vină cu dumedelea de, a, oh, îți dau eu motive să plângi. Da, corect, pentru că nu poți să conține emoțiile lor personale de-abia emoțiile copilului. Da. Adică ce să recunoască că a fost un părinte prost, să recunoască că e imatur emoțional, nu e mai ușor să continui să-ți bați copilul. Pentru ei, da, e, e, e și o cale mai ușoară pentru că nu pot să facă față la asta. Eu de asta spun că o persoană ca să fie părinte nu trebuie neapărat să aibă un job cu foarte mulți bani ca să-i dea un trai decent. Că și animalele sunt capabile să construiască un cuib. Să aducă hrana în peșteră și să <coughs> ofere siguranță și protecție. Ceea ce ne diferențiază pe noi de animale e latura emoțională. Dacă putem sau nu să oferim suport emoțional... Și iubire și înțelegere unui copil, sau după jobul ăla unde facem mii de euro, suntem stoși de energie de la clienți, de la job, de la trafic, și atunci când ajungem acasă și țipă un copil sau face alte lucruri, îi dăm o palmă ca să se ducă în camera lui. Deci, mm -hmm. dacă consider că îți primiți un copil pentru că ai suficiente resurse financiare, cel mai probabil te înșeli. E nevoie de mult mai multe resurse, nu doar financiare, adică chiar e important să te poți calma pe tine mai întâi. Apoi, să știi că pe lângă rezerva asta, tu poți să mai ai grijă și de un copil. Care e o provocare? Copii pot să fie de-a dreptul enervanți. Ei suferă, tu trebuie să dormi ei plâng noaptea, tu mâine trebuie să mergi la muncă, nu poți să faci nimic, să îi ajuți. Ce faci? Și nici Ești și... neputincios. Okay. Poți să suporți chestia asta? Dacă nu poți, probabil că încă nu ai resursele necesare. Și ce Dar faci în, în momentul în care nu poți să, să suporți asta? Și în afară că... să-ți bați copilul, dacă deja l ai și nu poți să-l suport și doar îl bați ca să, ca să, se liniștească sau să calmeze, ce faci ca poți părinte? Poți oricând să psihoterapie, poți okay. oricând dacă e situația de gravă, să psihiatru, poți oricând să cere ajutorul, um, e dificil, e dificil să trăiești și doar singur, dar în minte să mai ai grijă și de un copil sau de și mai mulți copii. E dificil. Lumea cumva caută să se arate puternică, și rar vorbesc despre cât îi de greu. Și atunci când ție-ți e greu, ce să crezi că ești inferior? E greu. Asta e adevărul. Ai e ceva greu. de arătat lumii, de, 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 de păstrat un prestigiu, o imagine așa falsă, o, stat, o un piedestal pe care te singur și nici măcar nu mai ești în contact cu tine însuți, pentru că tu știi că nu e așa și e doar da. o imagine. Da. Cum mă gândesc, cum îi să ai un copil ADHD. -ist? Un copil care e diferit de majoritatea un copil care, deși are niște abilități deosebite, nu neapărat se poate conforma la standardele societății. Tu, atunci când faci un copil, ai tot felul de idealuri, cum o să fie el și cât de cuminte o să fie și o să meargă la școală și o să ia note bune și o să fie ordonat și o să se comporte civilizat și ale alea. Și apoi vine copilul care e adhd și care nu poate să stea foarte mult concentrat să facă ce zici tu, decât dacă se întâmplă să-l și intereseze. Dar ei ar trebui, în primul rând, să fie el, ei înșiși copii, adică și dacă sunt niște copii care sunt, nu știu, năzdrăvani în nă copilărie... Da. Se... Eu știu, fac, fac prostii că na, sunt, sunt copii. E, da. e ceva absolut normal. Nu, da. nu trebuie bătuți sau miliți sau să fie într-un tipar că trebuie să fii perfect pentru că asta aduce presiunea și stresul în viața da. lor de, de la o vârstă fragedă. Și le spune părintele, ok, fi cu minte, dar nu-i învață cum. Adică efectiv nu le, nu... nu nu clădesc părinții în ei aptitudinea de a fi cuminte sau de a fi ordonat. Sau doar toate alea. Frică. Doar li se spune să fie. Și dacă efectiv nu îți învățați și nu neapărat le stă în fire, de exemplu, să fie ordonați, că zicem că să adhd nu le stă în fire chestia asta, nu e o prioritate pentru ei, nu le vine natural, ei încearcă, dar pentru că nu știu cum se face, nu le iese. Și atunci, nu le rămâne altceva de făcut decât să interiorizeze ideea asta că ei nu pot. Um, și cumva au de aici două variante, își asumă eticheta, nu știu, eticheta de copil rău da, și se corect, comportă ca atare. Da, neagră, asta, asta e eticheta care ți-o pune și grădinița în sine îți pune eticheta. Eu când eram da. copil se puneau buline negre în piept, mai etichetă de atâta ce se poate. No, și atunci ori o să crezi că ești un copil rău și o să fii un fel de self-fulfilling prophecy în care o să te comporți ca un copil rău ori o să cauți cumva să compensezi tu știi despre tine că e ceva stricat în tine, ceva ce te face inferior și atunci cumva toată viața o să te chinui să ascunzi lucrurile alea compensând, nu știu ești people pleaser sau depui super mult efort în lucrurile astea care se văd și unele aspecte care ar trebui să le dezvolt de la tine rămân neglijate. Te gândești și... că meriți să fii respins și doar pentru faptul că le faci pe placul oamenilor nu o să te mai respingă pentru că ești people și, pleaser. Și doar chestia asta cu respingerea, adică atunci când tu faci lucrurile astea obișnuite, you're feeling yourself. Știi, te simți bine în treaba ta și vine părintele și spune că nu e ok, o dată, de două ori, de multe ori. Tu încerci cumva să intri în grațiile părintelui și nici cum nu. Te auto la un moment dat. și eu te cenzurez, dar și înveți chestia asta, că ești respins. Cumva se leagă de tine. Frica asta de respingere, C e cumva natural pentru copii să facă orice, ca să fie acceptați de părinți. Că, e, wow, e o chestie de asta de supraviețuire, da, că dacă da, nu te place. Te face, inaită, bă, da, de... Nu te place părintele, mori de foame, te mănâncă animalele că nu te protejează corect, nimeni. Corect, Corect. Atunci trebuie să-i faci pe plac părintelui, și nu reușești. Tu vezi că părintele mereu e cumva dezamăgit, Orice sau e chiar face, furios. Mai ales cei super perfecționiști, ai luat 9 la fizică, eu vreau 10, ai luat 10 la fizică, eu vreau și la matematică și da. comportamentul, nu doar materiile. Da. da. Și să faci și curat în cameră. Da, și atunci, nu știu, dacă te gândești așa că fiecare om are un baseline. Uh, sub care se simte respins, pe păi baseline-ul ăsta, la cine e obișnuit să fie așa mereu, mereu cumva invalidat de părinți, de profesori, de oameni ăștia care e important să spună un lucru bun despre tine, au baseline-ul ăsta super fragil. Adică nu știu, bă, ajung să le facă de, râz, nu, nu, doamne, nu facă de râs, doamne, mm. nu să-ți facă de râs, dar să le facă pe placul oamenilor în, în, în detrimentul lor personal ca și oameni, pentru că da. sunt oameni care îți vor să-ți timpul, ajută-mă cu asta, fă -mi asta și nu vrei da. să spui nu, pentru că crezi că o să te respingă dacă spui nu. Să poate ajungi chiar la modul la care nu doar că accepti să faci orice, faci tu de la sine sau nu știu, nu ceri lucruri pentru că te gândești că ar putea să fie respins, dar omul ăla poate nu te-ar respinde niciodată sau nu faci niște lucruri că te gândești că ar putea să deranjeze, dar de fapt pe omul ăla chiar nu l-ar deranja, dar tu nu o să fi niciodată pentru că nu o să încerci sau nu o să discuți despre asta pentru că ți se pare că nu are rost, că e rușinos sau poate pot ajunge la, 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 lucruri grave gen ai prieteni care te roagă să le faci rost de droguri, de exemplu, și tu te gândești că o să te respingă, că nu o să mai fie prietenii tăi, că o să-ți reproșeze că ei te-au ajutat, și doar în capul tău, când ei poate să înțeleagă că nu poți să le faci rost de droguri. Asta poate fi pericol, și doar să te apuci de droguri. Adică, atâția oameni care se apucă de droguri doar ca să fit-in, doar ca să fie acceptați de anturaj. Sau, nu știu, mie mi se întâmplă să am de-a face cu copii care au probleme cu droguri și ar vrea să se lase, și una dintre problemele lor îi cum să refuze. Că nu ar vrea să renunțe la anturaj, dar știu că dacă se reîntâlnesc cu oamenii aia care consumă, o să, o să fie se servis cu poftă. droguri, nici nu ca să li se facă poftă, dar problema e cum o să se refuze, în așa fel încât aia să nu se simtă respinși și să se respingă. Și să fie excluși din grup după aia sau să creeze alte anturaje ca să evite pe ceilalți după aia. Ce înseamnă copii 14-15 ani, să spunem? Până în 18. Până în 18 ani, toți sunt copii. De, da. de copii cu, cu sensul Bine, de adolescent. Adolescenți, da. Da, da, nu, okay. nu, nu da. trec creta pe jos de la grădiniță, da. Ai fi surprins. Bine, okay, nu chiar de la grădiniță, dar dacă vrei să vorbim despre chestii horror, uh, sunt copii care consumă cristal pe acolo, de prin clasa 3 a treia. În orașele mari? În provincie? La mici la... Uite, nu știu ce se întâmplă în zona asta țării, pentru că sunt din Cluj și știu mai mult ce se întâmplă acolo. Uh, nu chiar din Cluj-Napoca. Uh, pe lângă Cluj-Napoca este un orășel în care se fabrică și de acolo se exportă cristal. Uh, cristal fiind cu precădere mefedronă, dar sunt și altfel de apăre care se pot găti în subsoluri după o rețetă de pe internet. Okay. Și asta e ceva intens. Și atunci, da, chiar pot fi copii din ăștia de 10, 11, 12 ani, nu neapărat adolescenți. Care, care să consumă. meargă la petreceri, și să consume lucruri. Nici măcar tu te gândești că e o petrecere vineri-seara și că se ascultă muzică, se dansează în nici măcar, efectiv, li se întâmplă să fie racolați de cine face, de cine vinde, li se dă că fan, știi, gen, la trei după amiaza parc. <laughs> Într-o zi de miercuri în Rădăuți. Bine, că nu e ca și când uh, niște... Uh, da, nu e ca și când dealeri perverși merg în parc și mumesc copii. Nu la asta mă cu refer. Un plic ci mă o refer plică undița într-un cârlig. Da, nu se întâmplă chestia asta. În gen... Pune suc Teddy cu paiul, dar de fapt <gătă> e, acolo e cristal format. Nu, nu e asta. E vorba că sunt copii din familii mai ales defavorizate care nu, no, ce să facă toată ziua, doar nu o să meargă la școală, să iau după, eventual după frazi mai mari sau pur și simplu, efectiv, de singurătate, se duc unde îți primiți și se întâmplă să fie primiți tocmai în genul ăsta de anturaje unde cumva sunt util și ușor să profiți de pe seama unor copii. Pentru că nu s-au simțit acceptați nici în familiile da. lor ca să fie un mediu sigur da. familia și atunci aș caută alinarea ca să spunem da. în brațele anturajului unde da. a, anturajul mai mult îi strică dar vor doar să fie acceptați de cineva să simtă iubirea aia pe care n-au primit-o de la și părinți. chiar e alinare că pe de o parte no, își ia un fel de confirmare că îs util, că cineva îi dorește dar mai e și alinarea pe care o aduce drogul. Pentru copiii ăștia au, au probleme emoționale, și atunci când consumă, li se mai rezolvă din ele cât timp consumă. Așa mai e, mai ales primele și, și, cu cluburile tu poate ai o problemă cu singurătatea, o teamă de singurătate, o teamă de abandon și atunci vrei să te duci în cluburi să pierzi nopțile pe acolo pentru că e toată lumea la grămadă, e un sentiment de comuniune și e și muzica aia tare care îți anulează din gânduri, mai ales dacă e droguri și te duci lângă box, să da. anulează mult din gânduri. Escapism. Vrei să scap de probleme și te duci acolo. Și după aia se întorc ziua următoare. Ai fost în club sâmbătă, ziua următoare, bam, s-au întors problemele duminica. Și nici nu mai ești la fel de în formă să le faci față. Pentru că ești obosit după club și te-a dus foarte sus și acum te duci în jos. Da. da și eu. mai e consumă. Dacă chiar ai consumat, cum ziceam, îți ia înapoi cu dobândă. De asta se întâmplă, de exemplu, după cluburi și după distracții, petreceri, fie să ai stări de astea de depresie, fie să ai anxietate, atacuri de panică. Atacurile de panică, cum le-ai defini? un fel de anxietate la puterea a cincea? Ce este, de fapt, un atac de panică după petreceri și droguri? E, efectiv, e o criză de frică, gen brusc. Frică. Frică din asta, la modul, poate chiar te îngrijorezi că ai putea să mori. Corpul tău o ia ras, dar îți dă niște semnale care nu pot decât să te îngrijoreze. Tu, din cauza îngrijorării, trimiți către corp niște semnale care îl fac să-ți panicheze. Adică îți bate inima, te îngrijorezi că o să faci infart, din cauza grijilor îți bate și mai tare inima. Deci ești așa într-un cer din ăsta vicios, din care e foarte greu să ieși, e, o frică intensă și nici măcar nu, nu neapărat poți să o controlezi cum controlezi alt fel de frici în care stai și te gândești că de fapt nu e chiar așa gravă situația și astea, alea, alea, pentru că nu e neapărat o situație numai care îți provoacă frica, îi de nicăieri deci, brusc o veni frica asta mare pe tine. Deci nu e că primești un mesaj cu ai cancer sau ceva și de acolo te lovește anxietatea sau că te amenință cineva, pur și simplu mergi, mergi așa prin casă da. după niște seri de astea de petrece și de consumar lucruri și te lovește anxietatea când mergeai prin casă liniștit. Păi în frică. Bine, că se poate, se poate întâmpla și efectiv să ai așa cumva o stare din asta cumva mai anxioasă, în care ești mai vulnerabil la frică și să-ți lași gândurile să meargă într-o spirală din asta de frici, din ce în ce mai mari și cu cât e frica ta mai mare, cu atât gândurile ți mai fricoase, cu cât gândurile ți mai fricoase, cu atât ai frica mai mare și în cele din urmă chiar ajungi la intensitatea aia de atac de panică. Un loophole continuu pe chestia asta. Da, se poate un, întâmpla un și asta. În rabbit că analist în țara minunilor, te duci din ce în ce mai adânc mai acolo. Adânc în frică. No, chestii de astea se poate întâmpla și la depresie. Nu, ai niște gânduri. Nu sau? Depresia generează atacuri de panică? Atacurile de panică îți cumva forma super intensă și bruscă a fricii. Dar dacă ești Trist, cumva, îi comun să ai și tot felul de frici. La fel și invers. Anxietatea și depresia merg adesea, mână în mână. Nici măcar nu... Eu discuție de aia, știi, ca ou sau găina, care au fost primul... Păi și ce faci în, afar în afară de... E, ești așa, mergi prin casă faci un atac de panică, o criză de da. anxietate? Ce faci în afară să bei alcool sau să Cum? consumi lucruri sau să-ți dai drumul la muzică blană, să nu-ți mai auzi gândurile? Cum controlezi panica aceea? Da. E bine să știi că lucrurile astea pe care le poți consuma, care îți cad din anxietate, o să-ți. Ia înapoi ce îți dau cu dobândă. Și fără ele cum o faci? Și atunci nu e asta neapărat o soluție. Chiar dacă pe termen scurt pare a fi, că o cunoști și îi acolo, e la îndemână, știi că e eficientă, funcționează rapid. Ok. Până unde? Până să ajungi ca minim la 74 de... Ce ai Volume? Da. Păi și dacă ești în momentul ăla de frică la puterea 5, altceva ce? altceva ce? Adică e, ok, e bine, e bine să altceva previn, ce? Da să zicem că ești acolo da. și cumva din spatele minții reușești să, să accesezi gândurile astea despre noi doi acum vorbind la masă. Poți încerca spre exemplu chestii de astea de grounding, adică lucruri care te ancorează în realitate. Poate cele mai la îndemână în chestiile senzoriale. Odată poți dacă poți să te gândești spre exemplu la cinci lucruri pe care le vezi, cinci lucruri pe care le auzi, cinci lucruri pe care le miroși, cinci lucruri pe care le simți și cumva chestia asta te ancorează în realitate și îți dai seama că stai boios aici, acum nu a murit încă, e ok și cumva te calmezi. Um, no. Mai este chestii, poți să faci exerciții de respirație, gen ei, exerciții de la de respirație în patru pași în care uh, inspiri 4 secunde, ți în piept, 4 secunde, dai afară, 4 secunde, faci pauză, 4 secunde și apoi începi iar. Tot chestii de astea senzoriale mai sunt în care efectiv cau să te conectezi cu simțurile tale. Tu ai zis de muzică dată tare. Asta poate fi o metodă. Cumva muzica aia dată tare te poate ancora în realitate. Nu știu, poți poți să fâșii din degete, poți să streci mâna prin păr, poți să mângâi canapeaua pisica lemn, nu să bați în lemn, să dansezi ritmic, chestii de astea care cumva te conectează cu realitatea, te conectează cu corpul tău, te scot din, din lup ul ăla, din Pentru mintea ta. Pentru că e doar în capul tău, atacul de panică este doar un lucru fals și se întâmplă doar în mintea ta, nu e, ce, e, ce, nu e ceva palpabil care e chiar să existe ta, în realitate. În corpul tău, și da. noi nu suntem gândurile noastre, adică faptul că e gândul meu ăsta cu panica nu înseamnă că ăsta sunt eu și ăsta e realitatea, trebuie să mă da. întorc cumva în realitate, să pipăi masa asta, să o frec, să fac da. altceva, da. să mă ciupezi singur cum era aia cu elasticul, că ai un elastic de mână și îți dai cu el da, în mână știu, ca pe să unii simți ajută ceva. apa, te duci, te speli, stai cu mâinile în apă sau nu știu, te uiți la ea că e frumoasă, strălucește, te ancorezi în ea. E o lingură de, de, de la oțet ceva, știi? îl miroși de, să vezi, mamă, ce acru e ce gustă de tare nu și... da. okay. trebuie văzut, trebuie experimentat poate că ar fi mai bine să experimenteze în afara atacului de panică cu chestii de-astea intense gen oțet, că poate nu-ți cade bine după ce da, oricum ai atac de panică să bagi să o lingură singur de... cu de da, da, în okay. și asta e o limită trebuie să te gândești că discuție de self-harm. Dacă e pericol să dă o daună, poate ar fi bine să nu faci asta. Adică dacă ești într-un atac de panică, poate ar fi bine să nu te tai. Da, corect. Corect, te, 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 te să te duci în Da, e adevărat mai puțin că te pare. ancorează chestia asta, dar nu te ajută niște Dar îți faci rău. Cluburile și, cluburile și pierdutul de nopți îți potențează atacurile de panică sau depresiile? Da, te slăbesc. În primul rând te slăbesc. Și știi că noi când am început să vorbim, ce poți să faci, ziceam că chestii de astea de stil de viață, că să dormi, să mănânci, să te hidratezi. Când mergi în club, stai acolo vreo, nu știu, șase, opt, zece mai pune, ore. Mai pune la, la de tehnoasă, stai nici și mai nu mult. Nu discut, că te duci la șase seara, te întorci a doua zi, Oh, mă rog, dacă ajungi acasă a doua zi, bine, dacă nu măcar ești într-o canapea undeva. nu ești undeva. tot în club, da, da, la party de alea de 48 de ore. De se Da. No, da. deci îți dai seama că asta, asta e un timp în care tu, odată că nu dormi, și somnul e foarte important, nu bei apă, nu mănânci, e cumva de așteptat corpul tău să se panicheze când are lipsuri. Știi, ca să-ți atragă atenția, să iei măsuri, să-ți potolești lipsurile alea. Deci o să te facă neliniști ca tu să-ți cauți hrană, să-ți cauți hidratare, să te scoți din mediul care îți face rău. Și deci, da, e bine să ai grijă de tine când mergi în club, obosești. Pierzi nopțile, nu, nu mănânci, poate nu bei apă pentru că bei alcool. Deci când, când mergi în club, tu spui că îți scade foarte mult imunitatea pentru că pierzi nopțile. M nu mă hai mănânci. să nu zicem imunitatea, adică o să creadă oamenii când ne referim aici la boli infecțioase. Da? Nu, e, e bine cum zici, da, din reziliența. A, imunitatea, adică, nu neapărat nivelul de magneziu sau de calciu din da, sânge, dar... Bine, și magneziul și calciul din sânge, dar nu te ajută să faci un fel de cheat code. Eu o să merg la rave 24 de ore în continuu în care nu o să dorm, o să bag droguri, nu o să mănânc apă, mai mult alcool și o să bag un cheat code în care pun niște pastile efervescente de calciu, de magneziu a doua zi și vai, am rezolvat toată problema, poate și un mix de vitamine și gata, am rezolvat situația. Ei de decât deloc. A, e bun, e dar nu nu e da, ar, așa ar, se ar, rezolvă. Ai, ai putea să fii cumpătat dacă ai putea și dacă nu poți să fii cumpătat, la fel ca la droguri, trebuie să te întrebi de ce. Ce cauți cu asta? Cauți să evadezi din realitatea ta plină de probleme, cauți, nu știu, cumva confirmare, cauți stimulare, ce cauți? Cauți să-ți faci rău, că mai sunt și oameni care îți cumva conștienți de faptul că lucrurile astea le dăunează. Te erodează și fac, fisic. fac chestia asta cumva cu intenții pentru că consideră că nu îți demni și în felul ăsta se pedepsesc. Deci mai sunt inclusiv explicații de genul ăsta. Tu când spuneai că îți scade imunitatea, te referai și la imunitatea mentală pe de-o parte pentru că tu dacă nu, nu dormi și bagi droguri și auzi muzica aia care îți sparge creierul Mereu și trăiești atâtea senzații intense și rapide deodată și deodată Imunitatea ta mentală, shield-ul tău, rezistența ta mentală scade Și atunci creierul este mai predispus la depresie, la atacuri de panică Da, e mai greu să faci față vieții când tu ești obosit, ești epuizat. 100% Oricum viața e grea da, viața e grea și dacă ai dormit și ai mâncat nu. ziua, tot e grea viața, dar abia când ești nedormit și ne Și Ce Nu știu, ziceai de depresie și ziceam că depresia asta e depresie, nu. No. Ce înseamnă depresie? Acolo e, o emoție super intensă care te face să te retragi din activitate. Pe asta ar putea să fie de-a dreptul util. Deci ar putea să fie un buton apăsat cu scopul ca tu să îți conservi resursele dacă nu ești atent la chestia asta și continui, doar o să se apese butonul ăla din ce în ce mai tare până când o să rămână apăsat și there you go, depresie clinică. C până acolo îți spune că, băi, odihnește-te. Ea nu, nu mai ieși. Știți, stai e cheful de a mai socializa. Nu ieși și în seara asta cu prietenii. Rămâi acasă. Poate reușești să dormi. Păi și de... Zici tu că depresia te ține Asta sunt sfaturile tale, nu te mai duce cu prietenii, rămâi să dormi, Asta sunt sfaturile dacă, tale. Dacă, dacă ai fi cumva um, în acord cu emoțiile tale, ar fi sfatul emoției. Adică asta, simți, simți, ți se taie cheful, ți se taie cheful și de socializare, ți se taie cheful de a face treabă, ți se taie cheful, efectiv, ca să te odihnești, odihnește-te. Trebuie să fii în contact cu emoțiile ca să simți lucrurile astea, pentru că dacă, da. dacă, dacă simți că viața e monotonă și e același loc de muncă în fiecare zi, băi, cum scap de asta? Mă duc în club să mă droghez, să mă distrez, da. să am așa un spike total diferit de ceea ce da. făceam în timpul săptămânii și după aia te duci înapoi la, la muncă și e, acele, e același lucru. Te simți mai trist că știi ce știi ce se poate face ca ai potențialul cu petrecerea aia. Pe, te simți aia. Mai, și mai trist pentru distor. că ești obosit. Și de face așa un cerc vicios în care ești trist la muncă, că e viața grea, că nu e munca potrivită pentru tine, pentru că nu, nu te stimulează suficient, abia aștept să vină weekendul, mergi în weekend, îți sparci capul, poate chiar și la propriu, nu doar la figurat, Corect. Vine săptămâna, tu ești capul spart, nu apuci să te odihnești așa cum ți-ar cere emoțiile tale, pentru că trebuie să mergi la muncă, mergi la muncă, tu acolo ești forțat să muncești, te întristezi, pentru că nu ar trebui să muncești, te întristezi din ce în ce mai tare ca să nu mai muncești. Te Dar că tu în continui club la să fel, muncești, în da. Un weekend în club la loc, după aia din nou la muncă, după aia din nou în club și e un cer care se repetă în continuu dacă nu faci schimbările. În în genul ăsta de context, drogurile chiar par o salvare. Gândește-te că ajungi vineri, seara, tu ești rup de oboseală după muncă, dar totuși ți, -ți trebuie niște stimulare, ți trebuie niște fericire, ți trebuie niște, niște însănătate în viața ta, trebuie niște socializare, îți trebuie să dansezi, îți trebuie să fii văzut de lume. Și atunci, a, apăre. Uh, energie extra, ci baterie externă. Pare o idee viața. bună. Perlungim energia pe care am avut-o vinerea, nu ne culcăm acum, luăm deși da. și cox și ne ducem în club și vai, suntem sufletul petrecerii, apropo de ce înseamnă să fii luat în seamă și văzut de alți oameni, te vede lumea în club cum dansezi, cum ești super energic. Da, trebuie să zic, trebuie să te întrebi de ce. Câți oameni consumă de curiozitate, dar dintre oamenii care consumă din curiozitate, doar unii continuă să consume și chiar devin dependenți aia ar trebui să se întrebe de ce? Nu cumva s-ar putea rezolva altfel? Bun, pentru oamenii ăștia care început să consume vineri seara, se întreabă că de ce? Și răspunsul e pentru că îți rupt în gură altfel. Și răspunsul răspuns e destul de la îndemână. Ce poți să faci să te odihnești? Și dacă e atât de simplu ca nu ieși weekendul viitor, caută, vezi cum ai putea să nu ieși și weekendul viitor, înțeleg că ieși și tu și consum, satisfac niște nevoi, vezi, nu poți să le satisfaci și altfel. Să fi văzut făcând altfel de lucruri, nu știu, să vorbești în public sau să te expui pe net decât să te duci în clubul să te vadă tot clubul că ești drogat adică să faci adică ai putea, alte lucruri ai putea să-ți iei genul ăsta de uh, satisfacție socială de exemplu, dintr-o conversație intimă cu un prieten, doi pe care îi chem la tine, la trei, după amiaza sâmbătă asta înseamnă să fii văzut și apreciat și uh, socializarea asta înseamnă nevoia de socializare doi da. prieteni care vin la tine în weekend dacă ai și chiar reușești să te deschizi față de ei și ei față de tine și să te simți conectat cu ei ar trebui să fie satisfăcător dacă ai cu ăsta dacă n-ai norocul ăsta că poate după atâta nu știu, viața așa cum am descris-o până acum cu muncă și ieșit în weekend poate chiar ajungi să nu mai ai prieteni sau poate că nu ai avut niciodată și de asta ai și ales viața asta atunci din nou, poți să găsești ajutor la specialiști, poți efectiv să pui piciorul în prag și să-ți pui gata, valorile mele sunt altele, le-am neglijat prea mult până acum, trebuie să le onorez. Și ai pus punct, hotărât și cauți să să-ți schimbi viața. Și e să... un par cu tine însuți. Da, nu zic, e greu de făcut singur, de asta îs specialiști, de asta îs psihoterapeuți, dacă ești prea praf doar pentru psihoterapie, sunt și medicamentele pe care ți le pot da psihiatrii. Trebuie doar să ai încredere în ei și să nu te duci cu același cer de prieteni pe care îi știi din copilărie și ați crescut împreună în rădăuți și îi zici că ăștia sunt prietenii dacă mai mei. Sunt. Dacă mai sunt în viață da. să te corupă la droguri, da. să le spui nu. Că dacă și ei consumă de la 8 ani cristal, s-ar putea... Ca până la timpul la care tu ajungi să muncești în corporație, ei să nu mai ajungă nicăieri. Dar și dacă consumă de la 15-16 ani pastile amfetamine, lucruri care poate nu să mori până la 25-26 de ani, doar că sunt oameni care nu se schimbă niciodată. Îi vezi la petul de bere și la 15 ani și la 25, la 35 același lucru și cu cluburile. Ce făceam la 16 ani? Mă duceam în club, la 25 tot în club. Oamenii care fac asta au un motiv. Și dacă ei nu și rezolvat încă să facă în așa fel încât să-și satisfacă nevoile pe care le satisfac drogurile de la 15 ani, prin altă metodă, ce se întâmple cu ei? Adică sunt toate nevoile nesatisfăcute. Putem cumva spera că printre drogurile alea, la un moment dat, o să fie o doză de chitamine atât de mare încât o să le schimbe cu totul felul în care le funcționează creierul. Nu. Asta e ceva. Nu, nu -o, o să se întâmple, e imposibil și la, și la LSD e la fel ca să-ți dai o doză atât de mare să se, să se schimbe creierul, nu se întâmplă o să te traumatizeze pe viață ah. așa ceva dacă e o doză Plus prea că, mare. Ok, noi vorbim despre chestii de schimbări care pot să vină la nivel psihic, dar pentru cine consumă de la o vârstă atât de fragedă? Acolo sunt niște schimbări, nu doar în felul în care funcționează mintea, ci în felul în care funcționează creierul și efectiv în felul în care e structurat creierul. Schimbări fizice, zone din creier care îs mai puțin dezvoltate decât dacă n-ar fi consumat sau îs mai dezvoltate decât dacă n-ar fi consumat. Nu știu, de exemplu, zonele astea din creier care se ocupă cu frica. La consumatori îs cumva mai mărite, ceea ce face ca frica lor să fie mai mare, mai intensă, mai reactivă. Na, știa, e bucata asta la care oamenii de rând îi zic creier de judecată, din cortex prefrontal, care se maturizează abia pe la 25 de ani încolo. Dacă tu de la 15 ani ai băgat tot ce ai prins ca să poți să-ți suporți viața, -o Când nu o să ajungi pe la, la fel. 30, creierul tău nu o să fie dezvoltat la nivelul de 30 de ani și, prin urmare, o să fie foarte greu să facă vieții, față vieții unui om de 30 de ani. De asta sunt mai maturi consumatorii de droguri pentru că și-au prăjit creierul prea devreme și nu, nu s-a dezvoltat cum trebuie. Este valabil și față de oamenii care poate la 16 ani s-au apucat să consume, dar nu consumau MD sau speed în fiecare zi sau în fiecare săptămână, nu era un consum săptămânal, deși a început la 16 ani, tot s-au subdezvoltat zonele din creier? De oricum ar fi. Dar, dincolo de asta, din noi doar problemă de droguri, e problema și no, motivul principal pentru care au continuat consumul. Da, dar creierul lor rămâne afectat dacă nu au parte de doze în fiecare săptămână. Da. Eu... Depinde cât. Un copil Prin la 16 ani poate nu are bani să se dea în cluburi mereu. A, poate a început cu festivalurile și cluburile de la 18, 19, 20 de ani, no, să zicem. Și ce? O băgat acolo, dată la 3 luni, când da. a mai fost un festival. Când a prins și el locația pe câteva luni bun. să o strângă să aibă bani. Dar problema de fond îi probabil încă acolo, presupunând că nu e genul ăla de consum care e doar de curiozitate, care oricum o să se potolească. Dar nu, nu e potolească. creierul? Dar e afectat sau nu dacă e la 3 luni? E, 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 e la ok. 3 luni pentru că timp? Știi, asta, okay. e, asta zic eu cu problema aia de fond care nu e rezolvată. Că dacă e nerezolvată, o să continue să consume, la un moment dat o să aibă și bani necesari sau o să aibă anturaj care o să facă banii să nu mai fie neapăratul, că o să primească gratis. Și o să-și găsească toți un loc de muncă, o să plece de la părinți, o să da. bage și acasă, o să-i ducă toți în cluburi în fiecare săptămână. Da, dacă ai să-ți răspund la întrebare, deci, potetic vorbind, dacă de la 15 ani consum de. 3 ori pe an, în fiecare an. Dar în rest, tu ai o viață sănătoasă și alea alea, depinde de ce consumi. Dacă consumi MD, s-ar putea să îți iei daună permanentă că MD. Dacă pagi un cui, riscul e mai mic, dar riscul tot există. Dacă tragi speed, riscul e mai mare decât dacă la că bagi un coi. Da, mai mic decât de la M.D. Eu, eu, mă gândeam, eu am început cu cluburile în, în, în Mangalia, era Molotov Vama Veche, care era doar vara și am început undeva pe la 16 ani și nu era de, de, era de să zicem, 3-4 ori pe an, dar era la interval de două săptămâni într-o vară, după care gata, s-a închis distracția, s-a închis Vama anul următor și era o dată la două săptămâni, în iulie și august și după aia se închidea. Erau de vreo patru ori în, în două luni. Acum, tu vrei să știi dacă ți-ai luat daună permanentă? Da, sunt conștient. Probabil. <laughs> <laughs> se poate să-ți fie luat daună permanentă. Nu, no, și dauna asta face doar să-ți fie mai greu să faci față provocărilor vieții. Da, să am stări în care, bă, parcă m-aș duce și acum în club că m-am obișnuit cu asta de la 16 ani, acum da, am 25. Despre obișnuință mm, nici nu... Familiaritatea pe care deci o duce creierul nostru. putem sta să vorbim 5 ore despre obișnuință și despre puterea obiceiurilor. Că unii consumatori, care efectiv nu le mai aduce mare lucru, consum, dar consumă din obișnuință. Și le aduce așa confort doar faptul că se repetă un scenariu familiar, mintea noastră da. ne duce către lucruri familiare. E... Da. Și, și trebuie într-un fel să fie ruptă bariera, îi povesteam lui, lui, lui Teo podcastul trecut că bă, ce m-a salvat pe mine să nu mai duc așa de des în clubul o dată pe săptămână sau de dor pe săptămână n-a fost neapărat Isus Hristos și credința în Dumnezeu, a fost faptul că fumam iarbă acasă și mă lenevea și îmi dădea anxietate socială și zic bă club nu sunt perfect ok așa cum e mă culc, dau hmm. ceva. Ai fumat iarbă până când te-ai scos din rutină? din rutina cu cluburile și uh -huh. da. ai intrat în altă rutină <gântu -i> de fumat iarbă în weekend ca să evit cluburile da, a fost, a fost și asta o rutină, dar mult mai productivă, pentru că economiseam banii de club um, nu dădeam banii pe băutură să mi dau pe băutură, cu cox, cu MD dormeam noaptea, beam apă și mâncam mâncare, adică a fost o rutină mai sănătoasă în area nesănătății. Da, te-ai odihnit te-ai hidratat, te-ai hrănit m-am uitat la Netflix, m-am uitat la Family Guy, am mai fumat, am mai mâncat, am mai băut apă. Nu, ce să zic, avantaj. nimeni nu consumă de prost. Trebuie să fie acolo ceva convingător. Ceva pentru care în capul tău merită să faci asta. Da, da. Bine, acum știi că îți foarte multe substanțe care cumva se caută să fie folosite și în scop medicinal. Dar au fost și mereu. ai putea să spui că ar putea să se ajungă chiar să se merite și să fie de dreptul terapeutic. Cu supravegherea unui terapeut, cu ședințe de terapie luate de câteva ori pe an în doze mici, nu ca să-ți rup capul la pânză. Bun, acum să... mă gândeam strict la iarbă, dar tu pare că, nu știu, când dai la MD sau ceva. Păi toate drogurile înainte să fie ilegale au fost legale. Cuvântul drog vine de la drug în engleză, care înseamnă medicament în engleză. În anii 1900 la început puteai să-ți pe prescripție medicală cocaină, LSD, MDMA, amfetamină și opioide, opium și toate celelalte lucruri. Toate lucrurile acestea se dădeau pe prescripție medicală înainte să fie interzisă. De unde vine Coca-Cola? Coca-Cola a fost inventată mm -hmm. de un farmacist din Pemberton Coca. care buga Coca, care a pus Coca în Coca-Cola într-o farmacie. Da. Acum, când ai început așa cu istoria, mă gândeam la dieta uh, caznicelor din America, anii 50-60. Regenoane. Da, care funcționau pe apăre și apoi ca să se culce, Daunere. Daunere. Logic. Știi? Prăjală maximală. Știi? Și acum... Adică acum... Acum nu mai ești comurit. Dar înainte să moară erau niște bătrâne senile, ultra prăjite, demente. Cum e acum la party-uri, mai întâi facem ceva ca să decolăm niște pastile, niște spit, după care la after, pe plajă, așa frumos în vama veche, un cuiuț ca să dormim să ne culcăm o linie de chei ca să ne culcăm și avem în sânge toate lucrurile astea și apărele și downerele după aceea. Da, uh, cum a... genul asta de discuție mă face să mă gândesc la importanța harm reduction pentru că sunt într-adevăr oameni pentru care merită să consume. Sunt oameni cumva a căror viață poate chiar n-ar merita trăită fără droguri. Oameni care nu vor să se lase de droguri, oameni care și dacă ar cere ajutor psihiatric pentru că au nevoie, nu l-ar cere ca să se lase de droguri, ci le-ar cere să fie mai bine și atunci pentru ei probabil că merită să discutăm genul ăsta de reguli de consum care să facă consumul cât de cât mai sigur. Și mi se pare că o regula asta numărul 1 nu combin drogurile. Corect, 100% de acord cu tine. Dacă te panichează LSD-ul, nu tragi chetamină peste el ca să, <laughs> ca să, te liniștească sau hai să tragem niște cox ca să ne scoată din LSD ca naia, cu mm. Wolf of Wall Street, că își dă el o grămadă de pastile de alea cu aluzi ceva de genul care erau vechi Haric, da. și el credea că nu o să-l să spargă dacă ai văzut filmul cu Wolf Wall și le ia pe toate cade pe jos se împășoară cu telefonul la cât de mort e soluția salvatoare Cox ca în Popei Marinaru cu spanacul care te trezește aveam un prieten care a făcut asta cu Cox peste LSD pentru că mi-a zis bă dura 8 ore tripul ăla m-am plictisit l-am văzut 8 ore am zis hai să-i dăm skip cu ceva nu combini, nu combini. Și foarte multă lume are impresia că alcoolul nu-i drog. Nu, 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 și alcoolul intră în regulă asta. Nu combini, că ziceai de benzo cu alcool. Nu, 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 alcool cu nimic. Nu, nu cu cocaină, nu cu iarbă. Oamenilor li se pare super chill combinația asta de alcool cu iarbă. Nici măcar. Mai bine nu. Și de ce? Când ar în primul rând, pentru că efectul nu e neapărat suficient de studiat încât să știi cât îi de safe. Nu e safe deloc, nicio cantitate de alcool nu e safe, dar în combinație cu iarbă iese ceva ce nu știm, ceva instabil, ceva impredictibil. Efectul îi diferit... Oamenii și se cred cât de rău poate să fie. Ce o să se întâmple? Nimic? Pe, să ai puțin că nimic. Că se Bine poate nimic, întâmpla nimic rău și doar de la alcool. Da, dar se întâmplă. Îți dă iarba prea multă anxietate. Am nevoie de mai mult tupeu. Hai să băgăm niște vodcă cu suc de mere ca să îmi dea mai mult tupeu că mi l-a luat iarba. Ce o să se întâmple? O să facă epilepsie ce... de la vodcă cu vin și no. suc de mere? nu chestii din astea gen infart sau blocaj renal sau de astea nu, nu o să mai mult se de la Red Bull cu whisky decât de la iarbă cu alcool. Da, nu. Deci de la chestiile nu mori decât dacă ajungi atât de prost încât te pui în pericol. Gen... asta, asta e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla de la combinații de alcool cu iarbă că devii deosebit de, vide, osibit, de imprudent și te expui la niște pericole. Majore, hai să mergem cu Dacia-Logan da. cu 250 Bine de km la oră pe autostradă. Hai să sări niște foarte trepte. foarte plauzibil. Adică gândește-te că îți cade anxietatea de la iarbă, îți crește tupeul de la alcool și îți scade și iq Pare ceva plauzibil. Da, hai să facem parcur între... Bă, Scările rulante. Nu, eu mă gândeam la, la balcoanele blocurilor. Aha, și mai și. Na, adică știi, știi că lumea se gândește că de ce mor oameni de la LSD dacă își imaginează că ar putea să zboare. Sau pentru că se panichează și nu știu ce să facă cu panica și uh, se aruncă de la etaj. E o combinație foarte periculoasă, mi se pare iarba cu LSD, pentru că e ca și când pui mentosane în cola, dacă ai văzut cum pui mentosane în cola, că este așa, spun și face peste tot, așa e cu iarba, te gândești, bă, mi-e frică de la acid, o, o să bag niște iarbă peste ca să mă calmeze și îți crește anxietatea, ți se întâmplă să fumezi iarbă și fără să bagi altceva și să-ți dea cu anxietate mm -hmm. de peste acidie, anxietate la puterea că 100. Potențiază potențează cam orice trăire ai avea și atunci dacă iarba îți face asta, dar eu, eu mă gândeam ce ți se întâmplă la nivel de atenție, pentru că acidul are tendința să-ți modifice atenția cumva într-un fel opus felul în care îți modifică atenția iarba. Îți spun eu ce se întâmplă. Și în combinație, îmi pare că. Îți nu mai registrezi nimic. Ce faci? Ce faci dacă fumezi iarba peste LCD, la nivel de atenție? Rulează mintea ta la nivel 100, la nivel de gânduri. Ambele îți potențează creierul să gândească din ce în ce mai mult, și nivelul de gânduri te copleșește ca și intensitatea, adică gândurile anxioase se înmulțesc foarte mult. Nici nu mai poți să le verbalizezi cum trebuie pentru că nu poți să vorbești la viteza la care gândești și se schimbă filmul în mod direct. Nu termin ideea, te duci pe cu totul alt film. Îți zic asta din experiență proprie și personală. Ce se întâmplă dacă fumezi iarbă pe LSD? Bine, acum îți convinsă că sunt foarte mulți care o fumat iarbul pe LSD pentru că aveau așa cumva în obicei să fumeze iarbă la Peste Peste absolut orice. Peste absolut orice. Da. Da, da, și nu s-a întâmplat neapărat să o ia razna și ei atunci ar putea să spună, e, uh, bilți, mănâncă căcat, până într-o zi în care efectiv o să se trezească numărând și părul de pe mână. Da. La modul, ui, uite cum se vede pielea cât de luminoasă e Știi? Și se pișe pe ei Pentru că nu sunt stare să ajungă la baie Că nu se pot concentra la altceva decât o, o, Știi? Și uită să merg la o, Cum se vede da. pielea pe chestia asta Da, cineva care a consumat psihedelice Înțelege ce se întâmplă când te uiți La propriile palme 10 minute în continuu Și doar ești fascinat de linile pe care le ai Pe palme și de culorile de pe De pe ele Cineva care a luat psihedelice înțelege uh, lucrul acesta. Ce, ce, ce discuție interesantă! Deci ne-am dus pe un fir al subiectelor atât de atât de intens încât am uitat cu totul de la ce uh, plecam în, în discuție. De la combinații cu droguri care sunt periculoase. Ce altceva mai e periculos pentru mintea oamenilor? Alte lucruri pe care poți să le faci să te ferești de daună mare e să ai grijă cât consumi și la ce interval. Sunt tot felul de reguli, dacă pe cineva chiar interesează, rog să caute, să vadă, este, nu știu, la, la modul ăsta de calcule matematice, care iau, nu știu, de exemplu, de 5 ori timpul de înjumătățire până când să consumi iar ceva, nu știu, dacă la iarbă ar fi timpul de înjumătățire 45 de minute. Înmulțești chestia asta cu și nu mai îți faci un cui mai repede de 5 ore. A. Să zicem. Am văzut chestia asta, dar într-un mod distructiv. Da. pe GitHub, unde niște programatori au făcut un calculator în care îți calculai în câte zile ți se duce rezistența de la LSD ca să poți să consumi din nou. Pentru că pentru cine nu știe, lsd își creează toleranță în timp Tu Dacă e jumătate timpul acum, dacă e în jumat, în, în, încă jumătate, în 8 ore, nu te mai sparge. Dacă îl iei mâine cealaltă jumătate, nu te mai sparge. Dacă iei pe păi mâine cealaltă jumătate, nu se mai sparge. Și programatorii prăjiți de pe GitHub au zis, dar în câte zile pot și eu să iau cealaltă jumătate ca să mă sparg din mm, nou? Să și... nu faci risipă. Da, să nu, să nu risipești marfa. Și te întreabă acolo cât, cât, cât ai luat, ce cantitate era ca să-ți spună numărul de zile când poți să o iei din nou. Ei. Mi se pare cumva relevant să cauți genul ăsta de calcule pentru whatever consum. Mai este idei de genul că ar fi cumva sub limita abuzului să fumezi un cui la 5 zile. Ca și când, dacă faci asta, dauna pe care ți-o iei e minimală. Sau, nu știu, să consum MD cu pauză de 3 luni. Deci de patru ori într-un an md nu, la fiecare sandwich. Bine, de fapt sunt trei luni între fiecare Sunways. mai fix până fix septembrie. MD, sincer, poate să-ți dea daună la modul fatal, oricând, oricui. E o chestie destul de înfricoșătoară. Altfel de daună sigură, sigură, îți dă o prăjală care îi o prăjală efectivă, o, prăjală fizică. Știi că sunt mai multe feluri de prăjală. Gen, e prăjală la nivel de receptori, e prăjală la nivel, nu știu, psihologic, spiritual. Și păi, prăjala asta e efectiv fizică, în care de la MD ți se supraîncăzește creierul, el fiind cumva supra-stimulat, metabolismul îi înalt și sunt unele proteine care la căldură își schimbă forma, gen ți se coclesc în neuroni. Asta e o daună. Acolo e o micro-daună dar care poate să producă, nu știu, blocaje de astea vasculare și efectiv să ai mini-AVC-uri. Îți face creierul șvaițăr. Sună înfricoșător la modul demonizant dar e destul de înfricoșător. Și apoi mai sunt unii oameni care sunt extrasensibili la chestiile astea și nu poți să știi ce fel de om ești. Mai bine te păzești dacă nu poți altfel, că așa e viața ta, măcar fă o cunoștință de cauză. Da. Altă chestie de asta de harm control, testează drogurile. În România nu prea, în afară de să pui cocaina pe gingie să vezi dacă okay, morțește sau îți nu. Pui nu, cocaina prea. pe gingie și cum faci diferența între cocaină și silină, de la care ziceam că îți iei daună. Da, nu este un mod eficient sau vei vezi să vezi dacă e tare ca roca sau e mărunțită de altul coxul, dar poate să spună altceva care e la fel bucăți mari de cretă sau de alte lucruri care sunt în bucăți mari, nu prea. Ah, deci sunt atâția care cum. trag pe nas pudră de talc, chestia asta e, e o situație super dăunătoare. Tu știi că minerii fac ceva boală de asta la plământ din cauza prafului din mină pe care îl inspiră din greșeală. Când tragi pe nas pudră de tal. Faci o afecțiune la un moment dat. Acolo se ajunge, știi, la boală de aia de plământ, de -o fac minerii, trebuie să se pensioneze mai devreme decât toată lumea pentru că nu mai e de muncă. Și mai și fumezi cigarii. când ieși din mină, că așa fac minerii de obicei. Dar pe noi ca și când cine trage cox nu fumează. Hai ah, să fim corect, serioși. Corect, corect. Uh, Ideea asta de testare, că pe lângă chestiile astea care îs cumva inactive, cum ziceam, de pudra de talc, îs și lucruri care îs pe bune dăunătoare. Uh, și atunci... Testezi și vezi. Vezi că în America e toată isteria asta cu fentanilul care se pune în efectiv orice. Și în România sunt tot felul de căcaturi amestecate în droguri ca să le potențeze. Și când zic căcaturi, mă refer mai ales la genul ăsta de substanțe um, sintetice, cumva noi apărute, da, din Alea, categoria... Ciumaca, alpaca, e... Da. Nici nu neapărat cu nume, pur și simplu nume de set de chimicale, că... 4 MPC4, nu... nume de-astea de, de zici că-s o consolă de DJ sau PlayStation sau ceva de genul. CMCCC. Da. O adunătură da. de litere, am da. luat-o din alfabetul, din Gen... supă și am aruncat niște litere și asta e noua noastră legală. Pentru, pentru nu știu, îți consumatori de droguri de pe stradă, și fac un test de drog și le iese acolo totul, ei știind că ei consumă doar ceva anume, de unde, de acolo că lua druguri pe stradă care sunt super diluate și ca să aibă totuși un efect stropite cu chestii de astea extra tu vrei să știi ce consumi poate ai o intoleranță la ceva anume tu vrei să știi că e ceva ăla și de LSD, că ai zice că a, pe LSD-ul e safe, e chill nu e safe, nu e safe deloc poate să fie cu totul și cu totul altceva te Când poate vezi traumatiza pe, timbrul, pe viață dar ok, bun, asta e o chestie de aia psihologică, da, cum ziceam se, uh, set and setting nu, nu există să-ți iei blackout de la LSD, dacă bei prea mult alcool poți să iei blackout, dacă bași prea mult MD poți să iei blackout și tu de la LSD poți să intri în, în, în emoții din alea super intense în ciclu din alea așa vicios de, nu știu, uh, râzi și de la atâta de mult râs, parcă te sufoci și te speri că s-ar putea să mor, ceea ce te întristează și plângi și te înneci cu lacrimi, cu muci și te sufoci și mai tare, ceea ce ți se pare amuzant, că ha, ha, cum adică eu o să mor acum înnecat cu lacrimi și muci după ce am luat acid? Ceea ce te face să râzi și mai tare, te îneci și mai tare, ceea ce devine trist, știi că fucking te gândești că o să mori sufocat și pe bune poți să ajungi să nu mai poți să respiri din chestia asta, pentru că ești blocat în, în emoțiile astea ultra mega super rapide, super intense, care nu-ți permit să respiri, că ești necat cu muci. Și mai, ai și abdomenul cu spasme da. Îți potențiază foarte mult emoțiile pe care le ai. Dacă deci, nu știu câți oameni care au reușit felice. să moară în felul ăsta, dar e ceva foarte la îndemână, foarte plauzibil. Da, LSD-ul e, nu, e, nu, e, nu, e nu e un trip care să fie uh, garantat fericit. Poate să fie Casa Groaziei la fel de bine cum poate da. să fie Disneyland și nu o să ai să poți să dai skip la acel da. trip. Ce... Mai ales. Ce? să fie oameni să zic acum peste tine că da, ok, bun, dar din tripul ăla tu ești cumva învingător și te ajută pe viitor. Dar eu ce voiam să zic, îi, că ce ei tu pe timp ăla s-ar putea să nu fie acid. Și dacă, și dacă, dacă, se întâmplă ei niște, ei niște droguri și uh, te panichează foarte tare și vine un prieten și îți oferă niște diazepam, niște Xanax ca să te liniștească. Pe asta doar încarcă regula numărul 1 și anume să nu, nu combin. Deci nu să te ajute. Nu să te, combine. Ajute. te duci la psihiatru. Ei de obicei cumva au... Dacă un ești fel la un de... festival și te panichezi de la AMD, ești la un festival, te panichezi de la AMD, te panichezi de la LSD, te panichezi Dacă tu de la ceva... Că ai nevoie de ajutor, cheamă ajutor de specialitate. O să ajungi la urgențe și cel mai probabil acolo au antidot. Anti-MDMA, anti anti-LSD, ce se întâmplă la urgențe? Au urgentă? antidot. Uite, pentru LSD au antipsihotice. Ok, deci nu Xanax sau diazepam se numesc antipsihotice care sunt diferite de aceste subcategorii, da. aceste, aceste, tipuri de medicamente. Da. Că basically, no, dacă îi să-ți dea rău acidul, îi pentru că ai o psihoză indusă și se întâmplă să fie nașpa și atunci ieși din psihoză cu antipsihotice. Iar Iarăși, dacă medicii consideră că ar fi bine să îți dea Sanax, o să l iei sub supravegherea lor. Gen, nu o să ți se oprească respirația. Dacă se întâmplă chestia asta, ești cumva în siguranță, pentru că ei acolo, te monitorizează, dacă îi cazul, te resuscitează, nu mori aiurea într-o sufragerie. Îți panichezi prietenii, îi traumatizezi pe viață că ai murit de droguri sub supravegherea lor. Dar ție e mai bine ajutorul de specialitate, adică să te duci, să te duci la urgențe sau să apelezi da. la serviciul de 112 da. de, de urgență. No, Asta da. dacă poți tu, dacă nu e bine să știe prietenii prieteni tăi. tăi. Da. No. Că ei cu toate bunele intenții poți să să-ți facă niște chestii care de fapt să agraveze situația Să ta. te panicheze mai tare și după aia să te aibă pe conștiință pentru că ai făcut un șoc respirator sau un infarct. Da. Ei oameni care îți pregătiți. Pentru chestiile astea. Și medicii, de exemplu, nu sună la poliție dacă cineva vine că s-a panicat pe LSD sau pe MD? Pentru că asta Medici... se gândește majoritatea consumatorilor. Tu, de exemplu, ai niște. E cumva o regulă din asta a medicilor, o regulă etică deosebit de importantă de a proteja confidențialitatea. Și față de poliție, care e tot un organ al statului? Față de oricine, în general. Ok, bun, dacă cumva uh, ei au aflat că vrei să mor pe cineva sau că îți bați copii sau chestii de astea, cel mai probabil o să afle în cele din urmă și altfel de autorități. Dar doar pentru că, nu știu, te-ai drogat, n-au voie. Deci nu-i nu. Nu treaba poliției să știe. Ok, asta, asta, chiar, e bine de știut. Asta de asta se sperie majoritatea consumatorilor că o să sune smurdul la, la DICOT și o să vină DICOT-ul să-i percheționeze. Ia, de ce v-ați panicat pe LSD? Mai aveți, mai aveți, mai aveți? Nu, n-au voie să facă chestii de astea. Iar n-au voie să... inclusiv, acum mă gândesc și la copii. Cum mă gândesc că sunt mulți adolescenți care se uită și cumva uh, zic că ok, bun, poliția lasă poliția, că frica mea numărul unu este pedepsele părinților. <coughs> Direct, uh, medicii psihiatrii o să caute cumva să protejeze copilul. Asta e scopul lor numărul unu, să protejeze copilul. Și atunci nu o să spună că nu știu, că au făcut sex cu nu cine. Ăla ca să-și ia bătaie de la masă, de la tasu, să caute să protejeze chestiile astea. Într-adevăr, ar putea să spună atunci când viața lui e în pericol. Adică dacă copilul ăsta are obiceiul, nu știu, să consume mult, regulat, nu știu, fuge de acasă, iese pe geam noaptea ca să tragă, cel mai probabil o să afle. Dar o să afle într-un fel în care o să-l protejeze pe copil. Dar Medicii sunt responsabili cu chestiile astea și dacă văd că părintele e psihopat și că ar putea să-și bată cu, să copilul, copilul îl Asta dacă nu cunosc acasă, pe părinte de dinainte sau dacă le spune copilul seama. că îi bate. Deci cam dau seama. No. Da, de, de altfel De unde? Din să frica protejăm. copilului? Adică copilul ajunge, un copil de 15-16 ani ajunge la spital pentru că a consumat MD, LSD a solicitat ajutor da. uh, Smurdu nu o să ia legătura cu părinții lui să i spună ce s-a întâmplat cu copilul da, chiar o dacă e minor. O să se întocmească un document medical în care o să fie diagnosticul și o să fie destul de evident. O să fie trecute acolo toate analizele care s-au făcut, inclusiv da, dar, numerele de telefon testul. ale părinților și să fie anunțați părinții sau de, de doamne deținătorii legali, tutorile da, tutorele da. legal, dacă acel copil în panica lui le spune oamenilor că mă bat părinții acasă, nu le spuneți părinților că am ajuns aici să pentru droguri. Okay? O, o, o să caute să facă tot ce se poate să-l protejeze. Ok, nu o să fie cazul să anunțe. O să caute să facă tot ce se poate să-l protejeze. Dacă nu se poate evita și o să anunțe, o să se facă în așa fel încât copilul să fie în siguranță. Nu există. că o să Se poate întâmpla, nu zic că se poate întâmpla orice se poate întâmpla să afli din greșeală părintele când te droghezi și chiar să te bată. Se poate întâmpla. Dar de cele mai multe ori, îți caută să te protejezi de copilul. Deci smurdul nu asta e turnător față de nimeni. Nici, nici serviciul medical, nici spitalul, nici medicii, nici nu, smurdul nu, deci nu sunt turnători față se de nimeni. Se caută să protejeze. Dacă îi, un, un copil din ăsta a abuzat, on a daily basis, poate chiar asta să fie salvarea lui. Știi, poate chiar de acolo încolo să se intervină serviciile astea de protecție a copilului și efectiv să, se, se, se schimbe viața de acolo încolo. Cumva părintele ăla să fie trezit la realitate, să fie trimis să se caute, să se trateze și na, chiar, chiar să-l ajute. Și aia să fie salvarea lui. Deci să nu pedepsim victimele, doar să le ajutăm, să nu... Da. Să nu să, să nu pedepsim victima că se drogează, doar să o ajutăm, pentru că da. copiii care se drogează, poate sunt niște copii care sunt bătuți de uh, părinți. Și problema nu e că se drogează, ci faptul că sunt bătuți de părinți. Dacă s-ar opri și ar primi iubirea necesară, nu s-ar mai droga să ajungă la spital. Inclusiv asta, da. Deci chiar ar putea să fie nu, schimbarea din viața lor? Ce vreau să te mai da. întreb în, în acest podcast? <laughs> um. O curiozitate de-a mea ca să încheiem în legătură cu ce vreau să te mai întreb. Dacă oamenii inteligenți sunt mai predispuși să consume droguri? Hmm. Wow! Tu vrei să închei podcastul cu asta, dar vezi că inteligența e ceva foarte complex, inteligent din ce punct de vedere, că ai zice că inteligența e capacitatea omului de a rezolva probleme rapid și atunci dacă tu poți să-ți rezolvi problemele, ai putea să nu ai nevoie să consumi droguri. Pe de altă parte, dacă ești inteligent și observi problemele lumii, dar nu ești totuși suficient de inteligent încât să rezolvi problemele tale, ai putea din nou să apelezi la droguri din cauza asta, să-ți faci viața mai ușoară. Apoi, iarăși, dacă ești genul de inteligent, care în copilărie ești considerat tocilar, ești bult pentru că oamenilor le ciudă pe tine și lucruri de genul ăsta, s-ar putea să te alegi cu niște daune psihologice care să te facă să apelezi la droguri. Nu știu statistică, ceva mă face să cred totuși Că consumul de droguri îi mai degrabă legat de probleme de astea socioeconomice, care, din păcate, se asociază și cu un intelect mai redus, pentru că nu neapărat are oportunitatea să se dezvolte Mie omul mi se pare, sărac și. Adică, copiii copii care sunt bulli. Poate să fie bulit pentru orice, pentru că sunt grași, pentru că sunt slabi, pentru că sunt râs, pentru că sunt frumoși, pentru că sunt alți, pentru că sunt scunzi, nu neapărat pe partea de inteligență. Dar mm. ce am observat eu, mediul de oameni pe care i-am cunoscut eu să consume droguri, n-au fost neapărat niște retardați cu nota 2 care trag legale pe un șantier. Am cunoscut artiști, am cunoscut programatori care stau toată ziua în casă și scriu cod și o viață super monotonă și fumează iarbă și trag speed ca să iasă din monotonia de la muncă. Am cunoscut oameni foarte inteligenți care fac foarte mult overthinking, stau extraordinar de mult în capul lor pentru că poate să ducă atâtea gânduri capul lor și atunci au nevoie de niște substanțe ca să iasă din paradigma asta, să iasă din capul lor. Pe, pe asta mă gândesc eu la nivelul de inteligență, pentru că și mie mi se întâmpla să fac foarte mult overthinking. Oamenii proști nu fac foarte mult overthinking să trăiască o mie de scenarii ah, în capul lor. Dar nici nu mecanisme de coping a fel de bune. Ideea e în felul următor. Eu cred că orice caracteristică poate să fie și cu avantaje și cu dezavantaje. No, și inteligența, ai zice că e o calitate, are și unele dezavantaje. Cum ar fi? Asta cu overthinking-ul, faptul că stai mult în capul tău, faptul că -aș ești putea mai mult rațional să decât zic emoțional. că asta neapărat îi legat de inteligență. N-aș putea să zic asta, ca pentru că oameni, oameni, de exemplu, cu inteleg liminar care overthink. Mie mi se pare că dacă creierul tău este capabil să creeze o, o mie de gânduri pe minut, o mie de scenarii în care să se ducă, o să-i provoace Aia o anxietate. Adică este... Da, la ADHD de ne faptul că gândești, gândești, gândești această problemă Zici în 100 că de moduri că diferite pentru foarte mult timp. Am crezut că doar oamenii proști nu pot să aibă mai multe gânduri în același timp. Dar nu e adevărat. Și oamenii inteligenți nu pot să aibă mai multe gânduri în același timp? Ideea e că dacă poți să ai doar un gând în același timp Știi? Pentru că nu trebuie neapărat să fii foarte inteligent ca să ai mai multe gânduri în același timp. Da, ca ele să fie de calitate ajută să fii inteligent. E adevărat. Dar mi se pare că îi o abilitate să poți să te gândești doar la un singur lucru. Și cum poți să faci să oprești overthinking ul ca să intri din nou în realitatea prezentă și construcția de o mie de scenarii la o problemă dacă ești un om inteligent? De, 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 depinde. Bun. deci dacă tu o spui că vrei să o oprești, asta mă face să cred că ție nu-ți convine. Ce anume, e anume, da, da, că normal. gândești prea mult. Da, normal. Dar normal, gândești deci, prea mult, gândești prea de, prea ce, puțin. de ce gândești atât de mult? Poate că ești anxios, poate ți-e teamă de probleme, poate că tu ești obișnuit să fii în pericol și atunci ca mecanism de protecție ai dezvoltat chestia asta în care te gândești la tot ce ar putea să meargă rău ca să ai soluție de dinainte să se întâmple. Dacă ești genul ăsta de om care e frică mereu, cel mai probabil ai ceva traumă sau traume po poate să fie, nu știu PTSD complex în toată viața ta, chiar dacă nu s-a întâmplat ceva super semnificativ traumatic, să se fie întâmplat lucruri mici repetat constant faptul și că pe te tine băteau părinții fi... în fiecare săptămână da, în fiecare an al copilăriei și să te fi construit în felul ăsta în care tu trebuie să trebească să overthink ca să supraviețuiești sau oricum ca să-ți fie bine și cum o oprești? e foarte greu, e mult de muncă, e nevoie de timp pe care să aloci probleme ăstea, Ajută să ceri ajutorul specialiștilor. Ajută să faci psihoterapie. Iarăși, o chestie care ajută super mult este chestia este de meditație, de mindfulness. Asta ajută foarte mult. Ce înseamnă asta? Să te trezești dimineața, să respiri 5 minute, să, să încerci să nu ai absolut niciun gând, să le oprești pe toate, doar respirația ta contează? Asta e de fapt mai Mi se pare că e o tehnică de a intra acolo, dar e efectiv să observi. E antrenamentul ăsta de a nu judeca, în care mai mult stai și observi. Ai gânduri, e normal să ai gânduri, nu poți să te concentrezi să nu mai ai gânduri. Dar ce poți să faci e să te antrenezi să le accepti și doar să le observi. Știi cum trec norii pe cer, tu observi norii aia, nu te pironești cu ochii pe un anume. Tu doar te uiți la ei cum trec. Cumva ăsta e mindfulness-ul, acceptare. Doar accepti ce simți, observi ce simți, nu cauți să controlezi, nu cauți să judeci în vreun fel. Și dacă te duci pe fanelor ăla de gânduri în continuu, adică nu, tu ca să scapi de overthinking, nu vrei să mai consumi droguri, doar faci mindfulness, îți vine un gând în care te concentrezi, poate din trecutul tău, poate o frică de viitor și te duci pe acel loophole al gândurilor ca Alice în țara minunilor. Trebuie să fii mindful, adică să fii conștient ce se întâmplă și în momentul în care tu ai observat că ți se întâmplă asta, că poate să scape din moment ce asta ai făcut toată viața și o obișnuință, ți se poate întâmpla. Dar asta e chestia, să observi. Deci vezi că ți s-a întâmplat asta și gata, te-ai oprit. Deci îți muți atenția de la a continua și ăla de gânduri din ce în ce mai nasoale pe a observa că ai făcut asta, de conștient de tine și de ce faci, de mintea ta și ce face. Și te întorci înapoi la stadiul de respirație, gen, wow, iar m-am dus Dacă cu asta te la ajută, trecut. deci orice chestie care te ajută, poți să încerci, că sunt tot felul de chestii de, de te ajută să, să, intri în starea de mindfulness. Unii se uită la o flăcărică, alții se uită la o spirală, unii se uită la pădure. Și doar respiră în timp ce se uită la o pădure? Fac ce pot. Dacă inclusiv chestia asta, știi că îți urmărești respirația. În loc să dai atenție gândurilor care se duc în spirală, te poți concentra pe respirație. E destul de și te conectează cu tine. Și se întâmplă, de exemplu, ca om inteligență îți dorești mai multă stimulare de la viață. Eu mă gândesc că faptul că nu știu, prietenii mei care sunt inteligenți consumă droguri. De să, să te și mai că, tare, că... tu, dacă ești inteligent? Da. Pentru că nu, nu mai e ace, nu mai e același farme pe care îl are un om prost, a, uite-te la curcubeu, vai ce frumos e afară, gen. La modul ideal, dacă viața ta ți-ar da tot ce ai avea nevoie, ai putea să folosești inteligența asta să găsești lucruri din ce în ce mai interesante, să mergi în profunzimea lor și în felul ăsta să-ți iei stimulare. Să găsești niște subiecte pe care da. mintea ta inteligentă poate să le aprofundeze gen spațiul cosmic sau spiritualitatea sau divinitatea și da. să te... Și aprofundarea lor să te ducă acolo să da. nu fii la modul totul e trist, totul e boring, mm -hmm. tot e nesurprinzător, totul da, Pentru asta e important să ai energie, să nu știu, să nu fii sclav într-o corporație și să-ți dicteze, aia ce să faci cu fiecare oră din viața ta, să zic că la modul ideal. Sau să citești în timpul liber? Da. Tot felul de surse de stimulare pe lumea asta și dacă viața ta e bună, n-ar trebui să-ți fie greu să le accesezi. anume informațiile care să te ajute să le aprofundezi. Surse sau... de stimulare. Surse de stimulare în afară de droguri, ce ar putea să fie sportul, cititul de lucruri interesante, da. urmăritul da. de documentare, da. pe care să ai și răbdare să-l urmărești până la capăt. Călătorii. Artă. Plină lumea de carusele. Pe în struguri, semințe. Tot ce te face pe tine să te simți bine. Vrei să te călătorești în Barcelona, să vezi societatea de acolo. Vei să călătorești pe un munte, să vezi sălbăticia. Alte lucruri care să-ți distragă privirea decât, 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 aceste miraje numite cluburi și petreceri de drogați. Dacă te-o atras cumva genul ăsta de petreceri, poți chiar să ajungi să le studiezi cumva din afară. Asta, asta am ajuns să fac acum să fac podcasturi despre despre ce am trăit înainte, pentru că mi se pare interesant. Aflu și eu lucruri noi de la invitații mei și ca, ca să pot să evoluez și să evolueze și comunitatea, care se uită la clipurile astea alături de noi. Pentru că, uite, și în, în discuția asta pe care o am cu tine eu. Am aflat niște lucruri foarte interesante care merită împărtășite umanității și oamenilor. Faptul că smurdul nu e târnător, faptul că poți să apelezi în cazul în care ai un atac de panică sau ți rău la medici, la spital, faptul că copiii îi traumatizează familia și nu sunt neapărat ei răi în sine sau buni în sine. Faptul că. Buni în sine. Da, toți, copii, toți copiii sunt. Sunt foarte ok. Sunt inocenți și, și sunt. Ei când se nasc, se nasc mai puri. Adică eu apreciez foarte mult copiii pentru faptul că au curajul să spună tot ce gândesc și au energia aia când se trezesc în fiecare dimineață. Noi când ajungem adulți, ne sunt răpite lucrurile astea. Ajungem să bem alcool ca să putem să spunem ce gândim, ajungem să bem două, trei cafele ca să avem energia aia să zbărnim la muncă, lucrurile de care copiii nu au nevoie. Se întâmplă ceva în viața noastră care ne scad această dezvoltură și această energie ca să ajungem acolo. Viața e grea. Da, corect. Trebuie doar să știi cum să faci față la ea și să, și să poți să ceri ajutorul unor specialiști, chiar dacă e psiholog, psihoterapeut, medic, oricui, ca să te ajute, nu anturajul în sine. Da. bine să fii conștient de tine, să-ți dai seama ce se întâmplă, să-ți dai seama ce vrei, și apoi să-ți dai seama dacă poți singur sau ar mai bine să ceri ajutor. Ce ajutor de specialitate sub supravegherea unui medic și cu lucruri care sunt luate pe rețete și sub supravegherea unui medic care vede ce se întâmplă cu tine, nu luate de pe stradă sub privirile a anturajului. Perfect, îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Acesta a fost podcastul. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat. O să, o să postăm niște bucăți din acest podcast lung de două ore și ceva o să le postăm exclusiv pentru comunitatea de pe Patreon. Puteți să adesați întrebări pe Patreon și pentru ceilalți invitați pe care o să îi avem la podcast. O să mai fac clipuri cu, de exemplu, săptămâna viitoare o să vină prietenii mei de la Los Bastoneros, care ei fac muzică de tehnoase de cluburi că tot am am amintit podcastul ăsta despre aceste locuri ale Pielzaniei, puteți să adesați întrebări și lor. Vă mulțumesc tuturor că v-ați uitat. Sunt Vlad Bilț, e High Life Podcast. O seară bună în continuare. Salutare tuturor! Dacă v-a plăcut acest clip și vreți să susțineți proiectul cu High Life Podcast, puteți să intrați la mine pe Patreon, unde o să postez conținut în exclusivitate, conținut înainte de publicarea pe YouTube, o să postez extrauri din stand-up și vreau să creez o comunitate mai mare, unde puteți să mă întrebați lucruri, să-mi cereți sfaturi, să le puneți întrebări invitațiilor, să-mi dați sugestii și ce mai putem noi să adăugăm. Eu am nevoie să creez o comunitate pe Patreon pentru că aș vrea să vă spun că acest proiect este susținut de Pepsi sau de Coca-Cola sau de nu știu ce chipsuri, dar nu ne susține nimeni și avem nevoie de susținere ca să putem face ceva nou în România, ce nu s-a mai făcut până acum și tinerii să poată să ia educația care trebuie despre substanțe și consumul lor. Aveți linkul meu în descriere pe YouTube, în descrierea clipului în jos și linkul de Instagram și linkul de Patreon și linkul de Patreon pe pagina de Instagram. Eu sunt Vlad Bilț, vă mulțumesc tuturor că v-ați uitat și să aveți o seară bună în continuare.